studioul Digi24, toți cu mască, din respect unul față de altul și din dorința de a ne proteja. Deși păstrăm distanța minimă obligatorie și în principiu am putea să stăm fără mască, cred că este normal și firesc să le dăm și celor de acasă un exemplu. Masca, alături de alte măsuri simple, sunt lucruri care ne pot apăra de COVID-19 și ne pot permite să ne facem fiecare la locul său, acolo unde își desfășoară activitatea, să-și facă treaba. Astăzi vorbim despre educație. Va fi o dezbatere care nu o să poată atinge străfundurile și problemele per ansamblu, dar dăm doar startul și le arătăm și celor de acasă că atunci când politicieni, oameni din societatea civilă, oameni care sunt experți în educație sau profesori, se pun și încearcă să găsească o cale de dialog, lucrurile se pot schimba pe termen lung, nu doar de astăzi pe mâine. Colegii mei au încercat să facă o sinteză, iarăși, la fel, fără să avem pretenția că ea cuprinde tot, dar o sinteză a unora dintre problemele pe care le găsim astăzi în sistemul de învățământ din România. Haideți să vedem! Ce notă ai da sistemului de învățământ românesc? 6,57 cu indulgență. 4, aș spune. 0. Deci o notă. 3, 4. Nu, 7. 6, 7. Care zici că sunt principalele probleme ale sistemului de educație? Memorare și redare, atât. Profesorii, chiar asta e o mare problemă în România. Ministrul învățământului, așa, e foarte slabă. Temele, ar trebui să se mai schimbe câte ceva pe la ele. Sunt școli la țară, fără WC-ul, fără nimic. Sunt sate sau comune unde nici măcar nu există o instituție de învățământ. Când termină 12 clasă, deja ei nu știu nici pe ce lume trăiesc. Analfabetismul funcțional ajunsese în 2018 la 44%, deși iată în 2015 nu serea de 40%, ne arată rezultatele PISA. Mai simplu spus, asta înseamnă că avem cam 170.000 de elevi la nivel național care pur și simplu nu înțeleg ce citesc. S-ar mai putea întoarce educația vreodată unde a fost? Cu siguranță. Păi, acum arată situația actuală, cu această rezistență la schimbare din partea profesorilor, din partea autorităților. E foarte posibil ca după ce se va încheia pandemia să dosim într-un dulap laptopurile și camerele și tabletele, eventual să le dăm printr-un sertar prăfuit acasă sau să le folosim doar pentru YouTube și Among Us și să ne întoarcem la creta pe tablă, clasica variantă. Acum, nici la capitolul ratei de părăsire timpurie a școlii nu stăm foarte bine. Eurostat ne spune că în 2019 procentul celor care renunțaseră deja la studii era, iată, de 15,3%. Marea problemă a sistemului educațional românesc nu este participarea, ci este nivelul calitativ foarte slab. Este formarea unor competențe, unor abilități ale elevilor și ulterior ale studenților, pe care ei să le folosească transversal, adică să învețe să pună întrebări, să învețe să înțeleagă lumea înconjurătoare, să o înțeleagă și implicit să se raporteze la ea și să se implice în lumea înconjurătoare. Anul acesta, la evaluarea națională, 15% dintre elevii din mediul urban nu reușiseră să obțină nici măcar nota 5. Și totuși, situația este de 2 ori mai bună dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă departe de marile orașe. Accesul la educație nu înseamnă doar să ai dreptul de a intra într-o clădire, ci înseamnă ca în momentul în care te duci la școală, tu să primești serviciile care să te transforme cu adevărat din pasiv în activ, să te îmbogățească, să te facă un adult competent și mai ușor integrabil pe piața muncii. Pledoaria mea este pentru un învățământ de elită, dar nu elitist. Un învățământ centrat pe performanță. Numai cine nu vrea dintre absolvenții de liceu nu face facultate în România. Trebuie să o facă cei care vor să o folosească la ceva. Adică să le dăm mai mult celor care pot să producă mai mult ulterior pentru societate. Să investim în mințile bune ale României. În vasi majoritatea cazurilor, cei care performează în sistemul românesc, în sistemul educațional românesc, nu performează datorită serviciilor pe care le primește în școală, ci performează în principal datorită eforturilor pe care părinții și el le fac suplimentar față de ceea ce primesc în școală. Fără meditații în sistemul românesc e foarte greu să faci cu adevărat calitate. Avem în continuare cel mai mic procent din PIB alocat pentru cercetare în România în context european. Sistemul educațional românesc pare mai degrabă centrat pe profesor decât pe elev. Societatea este mai digitalizată și merge în continuare spre o digitalizare aproape completă. Ori dacă noi în școală nu avem aproape niciun element digital și pentru noi e super wow să vedem o lecție pe YouTube, atunci trebuie să ne punem niște întrebări. În toată această competiție, dacă nu inovezi, mori. Vreau la școală. Dezbaterea despre și cu oameni care sunt specialiști în educație sau interesați de acest subiect continuă la Digi24. Ne vedem și pe Digi24 TV, dar toată dezbaterea este transmisă pe site-ul Digi24 în sistem online. Ați văzut o mică parte dintre problemele educației din România și să știți că unele dintre ele sunt probleme pe care le-au și sisteme de învățământ cu experiență și mult mai avansate decât cel românesc. Una dintre principalele probleme însă, o problemă care se vede simplu și din statistici și nu numai din statistici, și atunci când mergem prin această țară, este diferența, discrepanța majoră dintre felul în care au acces la educație copiii din mediul rural față de cei din mediul urban. Copiii din mediile defavorizate, comunitățile de romi care nu au în realitate acces la educație de calitate și educația scoate generații care sunt pregătite în mod diferit, deși statul asta ar trebui să facă, să asigure acestor tineri un învățământ, șanse egale de a putea învăța și de a putea accesa sistemul de educație din România. O să vă anunț care este formatul acestei dezbateri, ca să fie foarte clar de la bun început. E organizat în două părți. În prima parte, cei care ne sunt alături la Digi24 în organizarea acestei dezbateri vor lansa niște teme de dezbatere, vor veni și vor descrie ce cred ei că nu merge și ce ar trebui să se schimbe. Cei sunt reprezentanții ai unor instituții sau organizații importante din România. În cea de-a doua parte, pentru că până la urmă, dacă aceste idei rămân doar la stadiul de discuții, nu ajungem nicăieri. Am invitat și reprezentanții ai partidelor politice și ne-au confirmat prezența. Vor veni în fața dumneavoastră și își vor expune ideile și planurile pentru sistemul de educație și felul în care vor să îl schimbe. Vor discuta și vor dezbate aceste probleme între ei. Va fi o dezbatere cât se poate de civilizată. Până la urmă vorbim despre educație, nu-i așa? Și o să începem prima parte. Primul vorbitor în prima parte este doamna Ligia Deca, consilier prezidențial. Doamna Deca reprezintă poziția administrației prezidențiale. Dânsa este însă și expert în educație. Vă rog, doamna Deca. Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație și felicit atât echipa de organizatori și de parteneri care au făcut posibilă această dezbatere și pe cele următoare, dar și Digi24 pentru că a susținut acest tip de schimb de idei, care este, cred eu, foarte util, mai ales în perspectiva unei adevărate schimbări în bine în educație. Cred că este deja de notorietate faptul că educația reprezintă o preocupare a cetățenilor României și reprezintă, dacă ne uităm la statistici și la studii, și baza oricărui proiect solid de țară. De aceea, președintele României a inițiat și a coordonat proiectul România Educată, care s-a constituit în ultimii ani în cea mai largă dezbatere socială despre educație. Ceea ce este de remarcat, cred, și scurta prezentare pe care am văzut-o cu toții a subliniat-o, este faptul că schimbările sunt o constantă în educație. Am văzut faptul că legea educației a fost modificată de multiple ori, există și o instabilitate politică, dacă ne uităm la ultimele 3 decenii, și de aceea orice viziune și orice strategie în educație trebuie întâi să aibă un larg suport social. Adică toți cei implicați direct în educație, dar și toți cetățenii României trebuie să susțină niște deziderate, să aibă în minte destinația la care vrem să ajungem cu toții, urmând ca cei care pot pune în operă, pot pune în practică soluțiile gândite în cadrul acestei strategii, să facă drumul până acolo. În ultimii ani au fost consultați peste 10.000 de oameni prin diferite mijloace, de la dezbateri regionale, la consultări online, de la evenimente organizate și de entități care se află acum în studio, dar și de școli sau organizații de elevi și de studenți, până la rapoarte de politică publică elaborate împreună cu experți internaționali. Deci am folosit toate instrumentele legitime pentru a ajunge la o imagine. Ce ne dorim de la educația în România în anul 2030? Cred că o Românie educată este construită de fiecare român în parte și de toți românii la un loc. În România Educată am încercat să și învățăm din lecțiile trecutului, însă în același timp am încercat să includem toate acele lucruri care au fost realizate cu succes. Am încercat să ridicăm bune practici în spațiul public, în așa fel încât ele, dacă se poate, să fie scalate la nivel național. Știm cu toții că atât calitatea cât și echitatea în sistem reprezintă probleme, iar acest concept promovat de către organizatori, anume educație inclusivă de calitate, vine și spune că, de fapt, nu există o contradicție între cele două. Echitate în educație înseamnă acces la un învățământ de calitate. Vedem că an de-a rândul educația a reprezentat o prioritate declarativă și acest lucru este un lucru bun, sigur. Mulți vor spune că a reprezentat doar o prioritate declarativă, însă cred că înainte de toate trebuie să existe această susținere socială a educației, pentru că odată ce există susținerea unei viziuni din partea celor implicați, elevi, profesori, părinți, studenți, directori de școli, dar și a mediului privat și a mediului asociativ, vom putea vedea, într-adevăr, educația devenind și o prioritate politică, evident cu o finanțare adecvată. Din ceea ce noi am pus în dezbatere publică, aș remarca în această perioadă a impactului pandemiei COVID, și aș aduce aminte cei 3 piloni ai României Educate, cei 3 piloni ideatici. Atunci când am lansat în dezbatere publică, președintele României a spus că personalizarea și asigurarea calității pentru toți elevii, flexibilizarea și adaptabilitatea sistemului la schimbări externe și la tendințele viitorului sunt punctul de plecare. Și iată că, mai devreme decât poate ne-am fi dorit, aceste deziderate au devenit imperative în sistemul educațional. Am văzut cum pandemia ne-a forțat să ne reinventăm procesul educațional, ne-a forțat să răspundem la provocările viitorului, digitalizare, personalizare, Însă, în același timp, a scos la iveală și acele lucruri pe care noi, în România Educată, am încercat să le adresăm prin lucruri foarte concrete, prin rapoarte tehnice. De la cariera didactică și calitatea corpului profesoral, dar și sprijinul acordat profesorilor, la leadership-ul și managementul școlar, cum facem ca școlile să faciliteze învățarea și administrația să fie un real suport pentru ceea ce se întâmplă la clasă. Tot în România Educată am discutat și despre educație timpurie și importanța ei și vedem acum, dacă ne uităm la solicitările din spațiul public vis-a-vis de grădinițe, care este importanța lor în tot ecosistemul social românesc. Am discutat despre învățământ profesional și tehnic, evaluare, și iată că evaluarea este probabil printre cele mai fierbinți subiecte. Cum facem ca evaluările să fie obiective și să utilizeze instrumentele viitorului, instrumentele digitale? Am discutat și despre învățământul superior, care este și trebuie să fie partea soluției. Ceea ce este important este că după ce avem acest consens social, și el există, și proiectul a fost lansat în dezbatere publică, a urmat o perioadă electorală, care, știm cu toții, este marcată de diferențierea ideilor mai degrabă decât de obținerea unui consens. Mă bucur tare mult că, din ceea ce am văzut, partidele politice au viziuni care adresează problemele și sunt convinsă că dezbaterea de astăzi, dar și ceea ce va urma în următoarea lună, va consolida șansele ca negocierea pentru un proiect de lungă durată, pe care președintele României a promis-o după finalizarea alegerilor, să aibă ca rezultat România Educată în realitate. Bun. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Deca. Nu lăsați însă microfonul. O să vă lansez o provocare celor prezenți aici în studio. Pentru că nu e o dezbatere în care doar trebuie să ne prezentăm ideile, iar cei de acasă să aibă, la un moment dat, senzația că iată, vin niște oameni și vorbesc foarte frumos, enunță niște principii și la finalul zilei rămânem cu ce? Vă pun o întrebare, e foarte simplă, o întrebare pe care s-ar putea să-și o pună mulți părinți acum în România. Sunt generații întregi care urmează să intre pe băncile școlii. În opinia dumneavoastră personală, înțeleg, desigur, limitarea mandatului pe care până la urmă puteți să-l aveți. În această toamnă, învățământul preuniversitar din România ar trebui să mai permită înscrierea într-o clasă de școală a mai mult de 20-25 de elevi? Eu cred că este esențial ca numărul de elevi de la clasă să permită o educație de calitate. Cred că am văzut că educația a migrat înspre sistemul hibrid din cauza pandemiei, însă nu cred că acest sistem hibrid ar trebui pierdut, așa cum era destul de pesimist elevul din filmuleț, ci cred că acest instrument ar trebui păstrat și în continuare. Și da, și eu cred că România trebuie să investească în așa fel încât numărul de elevi de la clasă să se încadreze în acele limite pe care pedagogii și psihhologii le recomandă. Personal sunt pentru această limită. Și criza sanitară. Evident. Nu vor putea fi ținute clase fizice dacă sunt 35 de copii în clasă. Nici nu mai intru în discuția legată de calitatea învățământului pe care o poți oferi într-o clasă cu 35 de copii. Vă mulțumesc, doamnă, pentru răspuns. Mulțumesc și pentru sinceritate. Și mergem mai departe. Cel de-al doilea vorbitor al zilei de astăzi este domnul Peter Bult, reprezentantul UNICEF. O să vă rog să ne spuneți dumneavoastră, care totuși nu ați trecut prin sistemul de învățământ din România, dar cunoașteți acum pentru că v-ați uitat cu atenție. Cum vi se pare că funcționează lucrurile aici față de alte zone în care chiar și UNICEF-ul are interese în a se implica, în a monitoriza, în a schimba lucrurile în alte țări europene? Thank you very much for this question and thank you very much for pentru această întrebare și mulțumesc pentru organizarea acestei importante dezbateri în acest moment important. Mă bucur că reprezentanții partidelor politice vor fi aici, precum și colegii din sectorul educațional. Educația este pentru mine un domeniu critic pentru dezvoltarea unei țări și cred că ar trebui să fie o prioritate cheie pentru partidele politice în această perioadă. În special, educația este importantă pentru bunăstarea generală a copiilor, sănătatea societății și bunăstarea societății este importantă din punct de vedere economic pentru dezvoltarea sustenabilă a țării și e important să vedem care sunt problemele structurale cu care se confruntă România, cum ar fi sărăcia. 40% din copii, cum se știe, trăiesc în sărăcie, sunt afectați de excluziunea socială. Educația este o cheie și trebuie să fie o prioritate cheie pentru liderii politici. Am două întrebări concrete. Prima întrebare este reforma educației. Înțeleg că se face în România și România Educată e un bun exemplu. Prima întrebare este: prioritizați educația nu numai în manifeste și în cuvinte, ci în alocările financiare, alocările bugetare. România este mult sub ceea ce ar trebui și ar trebui dublate, cel puțin, investițiile în educație pentru a putea face reforma. Deci prima întrebare a fost aceasta și aș vrea ca partidele să răspundă la această întrebare. A doua întrebare este stabilitatea. Educația necesită o dezvoltare constantă, înnoire constantă pentru a ține pasul, a înnoi societatea. E nevoie de un leadership în administrație pentru asta, în special în administrația învățământului. Sunt deci cele două întrebări cheie. Aș mai adăuga ceva, s-a mai spus de altfel, în ce privește situația educației în România. Cred, n-am să dau note acum, cum au făcut cei din film, dar cred că este mult spațiu pentru îmbunătățiri, îmbunătățirea accesului la educație pentru toți copiii. Știm că circa un copil din cinci nu-și încheie ciclul de învățământ obligatoriu, fie avem de-a face cu un abandon școlar, abandonează, în special în spațiul rural, unde este 1 copil din 4 este numărul, și de asemenea copiii cu dizabilități, din care jumătate nu merg deloc la școală. Deci unde e vorba de acces, e loc pentru multe îmbunătățiri. Apoi a scăzut calitatea învățământului, se pare că s-a înrăutățit. 40% din copiii din România, după ce termină ciclul de învățământ, nu pot citi sau scrie sau înțelege corect cam la vârsta de 15 ani. Deci asta arată un alt nivel al calității învățământului. Încă înainte de criza COVID se întâmpla asta, acum este și mai rău. Suntem după 8 luni de pandemie și aceasta a afectat și mai mult învățământul. Copiii nu mai pot merge la școală, este foarte dificil pentru ei să continue școala, deci multe lucruri de îmbunătățit. Din punct de vedere al UNICEF-ului ne interesează, dorim să lucrăm în învățământ, suntem implicați de mulți ani. La nivel global am avut multe lecții și în România și colegii de aici, din această încăpere, știu, e nevoie de îmbunătățirea calității educației, a accesului la educație și, de asemenea, în special educația primară la copiii de vârste mici. Dintre aceste lecții aș evidenția 8 puncte, foarte rapid, nu vreau să mă lungesc prea mult, dar 8 puncte importante. Mai întâi, să fim siguri că educația este inclusivă, că toți copiii merg la școală, inclusiv copiii din zone rurale, cei săraci, cei cu dizabilități. 2. Investiți în educația primară pentru copiii de vârste mici. Investițiile sunt mult sub cele ce ar trebui. Puteți să mă întrebați și pe mine, eu din Olanda pot să vă spun și în alte țări, noi investim foarte mult în copiii de vârste foarte mici și este foarte eficient această investiție în copiii mici, educație la vârste foarte timpurii, este extrem de eficientă, deci este o investiție foarte sănătoasă și foarte eficace. Copiii care încep de vreme educația vor termina educația, ciclul de învățământ mai repede, mai cu mai mare probabilitate. Deci investiția în învățământul primar coprindeți copiii la o vârstă la care pot învăța foarte ușor și se pot dezvolta foarte mult. Punctul 3. Concentrarea pe curriculum. Este important să îmbunătățim curricula, să fie mai relevantă, nu doar în România, asta e valabil în toată lumea. Sistemul de educație are nevoie de reformă, de digitalizare, să fie gata pentru secolul 21, să învețe copiii anumite abilități, competențe, inclusiv competențe digitale. 4. Guvernanța, am vorbit de stabilitate, stabilitate de leadership, deci stabilitatea e necesară și la nivelul școlii. Investiția mai consistentă în capacitatea școlară, a da alternative copiilor ca să poată să facă față unor cerințe la nivelul comunității. Resursele necesare sunt extrem de importante. Deci resursele ca să poată crește calitatea educației sunt esențiale. Următorul punct, rolul părinților este foarte important în educația copiilor. Am arătat că avem multă experiență. Părinții sunt importanți. Trebuie investit și în ce privește părinții, așa încât și atunci copiii vor avea rezultate mai bune, deci investiția în profesori este iarăși importantă, calitatea profesorilor este esențială și profesorii au nevoie de cursuri, de perfecționare, de training, deci profesorii trebuie să aibă și ei competențele necesare și trebuie updatate. Ultimul punct la care m-aș referi, privind școala în comunitate, rolul consilierii școlare. În România multe școli au consilieri școlari, dar e nevoie de mai mult în acest sens. Consilierii școlari joacă un rol esențial în legarea părinților de școală, răspunde problemelor cu care se confruntă copiii, deci inclusiv pentru reducerea ratei de abandon școlar. Pe această bază aș spune că, și am să repet ce am spus, întrebările pe care le-am pus, pentru că, dacă sigur se pot adăuga foarte multe puncte la ceea ce am spus, e nevoie de schimbări, de reforme, dar încă o dată cele două întrebări sunt investițiile, deci alocările bugetare pentru educație trebuie mărite mult, o mai mare pondere din PIB pentru educație, deci o pondere mai mare, un procent mai mare din PIB alocat educației și ca alocație bugetară și, doi, stabilitatea, leadership-ul politic. Aceste două lucruri sunt esențiale și învățământul nu trebuie să fie afectat de ciclurile politice, de schimbările de miniștri, reformele trebuie făcute oricum. Acestea sunt cele două întrebări, deci vă mulțumesc foarte bugetul mult și stabilitatea. Lecțiile și sinteza, în special insistența pe cele două puncte. Așadar, finanțarea e un subiect pe care trebuie să-l aibă în vedere toți actorii implicați, de la politicieni la experți, pentru că altfel nu poți să implementezi reformă dacă nu o și finanțezi în mod real. O sursă de finanțare poate fi Uniunea Europeană. Următorul vorbitor, sigur, nu o să vorbim numai despre asta, dar vine din această zonă. Este vorba despre domnul Istvan Jakab, șef interimar al reprezentanței Comisiei Europene în România. Mulțumim că ați venit astăzi. Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că suntem și noi printre organizatori, reprezentanța Comisiei Europene. Ați sărit direct la finanțare. Și, într-adevăr, au fost spuse foarte multe cifre în legătură cu starea sistemului educațional românesc în momentul de față. Poate n-aș vrea să reiau unele dintre ele și s-a pomenit și finanțarea, acest aproximativ 3% din PIB care se cheltuiește pentru educație, este într-adevăr scăzut. Deci, în perspectivă, dacă se gândește o reformă profundă, într-adevăr, trebuie avut în vedere că este nevoie de o finanțare. Iar în cazul acesta, anul viitor, anul 2021, care o să fie începutul unei noi legislaturi, începutul unui nou guvern și s-a menționat deja că ar fi necesară ar fi necesară o reformă profundă a sistemului educațional, care poate s-ar întinde nu pe 4 ani, ci pe mai mult. Inclusiv problema finanțării trebuie considerată foarte atent. Iar din punctul acesta de vedere, acest 2021, din punct de vedere al Comisiei Europene, înseamnă și începutul noului buget multianual al Uniunii Europene, peste care se adaugă acum și facilitatea de redresare și reziliență. Deci, practic, vor fi mult mai mulți bani disponibili, inclusiv pentru educație. Dar, într-adevăr, cum au fost prezentate unele cifre, punctul nostru de plecare nu este foarte pozitiv. Deci în diverse situații reforma va trebui să fie profundă, pentru că titlul emisiunii noastre este Inclusivă și de calitate, educație inclusivă și de calitate. Într-adevăr, la foarte mulți indicatori care sunt urmăriți de Comisia Europeană prin monitorul de educație și formare sau în cadrul semestrului european, când se face un raport de țară în fiecare an, se urmărește partea de educație și pentru că este legătură cu partea economică. Nu s-a spus până acum, dar într-adevăr copiii care termină liceul, facultatea, apropo la facultate, tinerii din România, cam 24% din ei termină facultatea, comparativ cu tinerii din Uniunea Europeană, care sunt la 40%. Deci termină mai puțin facultatea și dinspre piața muncii, dinspre angajator, totdeauna vine feedback-ul, competențele cu care termină liceul, facultatea, nu sunt competențele care să-i ajute pe piața muncii să se angajeze și să se integreze foarte bine pe piața muncii. Într-adevăr, poate ultima cifră care mie mi s-a părut la fel interesantă, la nivelul Uniunii Europene se pune un accent destul de mare pe învățarea continuă, pentru că avem o piață a muncii și o societate care se schimbă în continuu, niște competențe în plus ajută totdeauna ca să-ți găsești un loc de muncă și să te descurci în viață. Iar din punctul ăsta de vedere, în România, 1% dintre adulți iau parte într-o formă de învățare continuă, comparativ cu 10-11% la nivelul Uniunii Europene. Diferență foarte mare, deci cred că este o diferență de abordare, dar care iarăși nu ne ajută. O reformă profundă depinde de următorul guvern și poate de, să spunem așa, de o susținere mult mai largă din partea partidelor politice, ca să poată să fie o reformă profundă și pe o perioadă mai lungă, să beneficieze de o anumită finanțare și, într-adevăr, să se vadă niște rezultate, pentru că am vorbit aici de lipsa de calitate, de lipsa de echitate și de relevanța pe piața forței de muncă. Eu poate aș vrea să închei într-o notă personală, să mă întorc la problema echității. Într-adevăr, în momentul în care este o rată ridicată a abandonului școlar și totul, sau mă rog, toți factorii se întorc la te-ai născut în mediul rural, te-ai născut într-o familie săracă, te-ai născut într-un mediu defavorizat, înseamnă că echitatea s-a pierdut undeva pe drum, iar se pare că învățământul de calitate, dacă ne gândim că acest învățământ de calitate există numai în orașele mari și în anumite școli, nu mai este un drept pentru toți copiii și tinerii, practic am ajuns să fie un privilegiu. Din punctul acesta de vedere, cred că este foarte mult de lucru, dar aici bănuiesc că specialiștii în domeniu o să poată să prezinte soluții. Eu o să mă întorc la partea de finanțare cu care ați deschis. Din punct de vedere al Comisiei Europene și din punct de vedere al tratatelor europene, fiecare stat membru își configurează sistemul de educație așa cum crede de cuvință. Comisia Europeană este, sau mă rog, vine în sprijin cu politici europene, vine în sprijin cu finanțare. Și într-adevăr, pentru perioada următoare, care practic o să stabilească inclusiv la nivelul național programe operaționale și așa mai departe pentru finanțările europene și cu facilitatea de redresare și reziliență, noi sperăm ca România să folosească aceste surse de finanțare inclusiv pentru reforma sistemului de educație. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că le-ați mai amintit încă o dată decidenților că pe următorul exercițiu financiar bugetar și educația poate fi o prioritate accesată dacă stau și se gândesc în buget de unde să aducă resurse pentru a investi în educație. Următorul vorbitor ne-a trimis un mesaj înregistrat, nu a putut să fie astăzi cu noi aici, nu înseamnă însă că nu este la fel de important și interesant. E vorba despre doamna Snejana Smaradici Marković, Council of Europe, Director General of DG Democracy. Să o ascultăm. Good morning, everyone. I'm delighted to participate in the launch of this conference as it addresses a Council of Europe priority, the right to education. The right to education is enshrined in the 1952 Protocol of the European Convention on Human Rights and in Article 17 of the European Social Charter. While access to education is in itself an important right, the true value of this right can only be realized if education is of adequate quality and if learning opportunities and arrangements enable pupils and students to complete their education in reasonable time and under conditions conducive to quality education. Quality education must be inclusive and give access to learning to all students, particularly those in vulnerable or disabled, disadvantaged groups. Several legal instruments and strategic plans, like the CM recommendation on quality education, the framework of competencies for a democratic culture, or strategic action plan for Roma and traveler inclusion 2020-2025, approved by the Committee of Ministers, are powerful references and guiding documents for all policymakers and practitioners in our member states. I would like to congratulate Romania's presidency and the Romanian Education Initiative for the patronage of this important event today, which comes at a key moment in Romanian history. It is crucial to discuss this important topic at a time when educational systems have been shaken and challenged by the COVID-19 lockdown. Education has been one of the sectors most affected by COVID-19, as most states in Europe and globally closed schools and moved to remote learning as an immediate response to the pandemic. The crisis is likely to exacerbate the different forms of exclusion, disproportionately affecting the educational outcomes of the most vulnerable. This is also the right moment to acknowledge the courage of teachers, school principals, pupils and parents alike for adapting to new context and trying to leave no one behind. Being inclusive is not about applying a special treatment. It is a state of mind, an approach, and a set of values put in action. When all stakeholders work for inclusiveness, not only children at risk come out of the danger zone, but all children thrive. We see very concretely how this happens with the in-school project, which the Council of Europe carries out jointly with the European Commission in several member states at both the practice and policy level, with the aim of ensuring a broader understanding and use of quality inclusive education at system level. During the pandemic, we have seen school principals who have put on a mask and a pair of boots and have gone to each unconnected child's home to understand their needs. Teachers gathered online and assessed solutions in order to bring children back into the learning process. Care and mutual respect are at the heart of the inclusive education approach, and that changes lives. The opposite brings about dramatic turns in the lives of all children, where children do not feel welcomed or supported, or worse, when they are abused or bullied, they drop out. Where relationships are not cared for, teachers seek other jobs. Where schools disengage from the world around them, segregation follows. This is also visible from the case law of the European Court for Human Rights concerning segregation in education, and is a worrying trend in many European countries. Improvements can be achieved in Romania when all stakeholders work together in addressing the trends related to the quality of education, ensuring access of teachers, particularly in rural areas, to quality and adequate in-service training, and most importantly, in addressing segregation of Roma children. The following weeks will be decisive for the future of the Romanian education system and for society as a whole. Parties invited in the debates that will follow in the coming weeks will have the chance to reflect thoroughly on an important choice: whether they will promote the status quo or whether they will use the lessons learned and COVID-19 as an opportunity to bring Romania to the highest standards possible in terms of education. I trust that this will enable parties present today to go to the heart of the education system and show their ideas to Romanian citizens in a democratic exercise. Finally, let me assure you that also the future Romanian government will be able to count on the continued and very committed support and guidance, if needed, of the Council of Europe, and through joint initiatives of our organization with the European Union. Multa baftă. I'm looking forward to following the debates of the coming months. Cred că nu sunt singurul care are senzația, văzând un astfel de mesaj puternic, clar și onest, că poate politicienii de multe ori nu ascultă cu atâta aplecare și cum ar trebui astfel de oameni. Oameni care lucrează în instituții europene sau experți în educație sau chiar profesori, cum este domnul profesor Marian Preda, care este rectorul Universității București. Îl cunoașteți din spațiul public. Bun găsit, domnule profesor, și vă mulțumim că susțineți această idee și că participați constructiv. Vă mulțumesc eu pentru invitație și le mulțumesc tuturor celor care au organizat acest eveniment, după părerea mea, crucial pentru viitorul educației în România. Eu am scris articole și cărți despre grupuri defavorizate, despre excluziune și incluziune socială. Sunt un mare adept, un mare susținător al educației inclusive. Dar voi vorbi astăzi puțin mai mult despre componenta cealaltă din programul nostru de astăzi, și anume despre calitate și performanță în educație. Și voi porni de la unele cifre deja menționate aici. În România, procentul din PIB alocat educației este 3,5%. Pentru cercetare alocăm 0,2-0,3%, adică așa cum se spune în mediul academic, nimic virgulă ceva din PIB, în timp ce ținta ar fi 1%, iar la nivel european e 2% din PIB pentru cercetare. În aceste condiții este esențial cum folosim aceste resurse, pentru că impresia mea este că le risipim în mare parte și eu aș porni de la 3 obiective pe care cred că le are un sistem de educație. 1. Să alfabetizeze cetățenii, pentru toată lumea, o educație minimală pentru a putea fi, pentru a fi cetățeni funcționali. 2. Să-i pregătească pentru inserția pe piața muncii. Toți trebuie să dobândească abilități, cunoștințe, deprinderi care să fie concretizate în meserii pe care să le practice. Și 3. Să producă elite, elite în diverse domenii, elite profesionale, elite sportive, elite intelectuale. De ce? Pentru că cu toții avem nevoie de cei care trag înainte economia, cultura, industria. Da? În această perioadă, de exemplu, ne trebuie mari creiere care să producă un vaccin. Nu ne trebuie o armată de oameni care să știe medicină, biologie, biochimie și alte domenii din astea. Ne mândrim cu toții cu marile personalități din istoria României. Ne mândrim cu Coandă, ne mândrim cu Elie Carafoli, ne mândrim cu Gusti, care a făcut instituții publice de mare importanță, cu Iorga sau cu alții, cu Eliade, cu Cioran. Îi mai producem în sistemul de învățământ pe aceștia. Ne mândrim cu Simona Halep. Ce vrem? 1000 de sportivi care să știe să joace tenis decent sau un mare campion? Deci trebuie să producem prin sistemul de educație și această componentă a treia. Acum, ajungând la ceea ce se întâmplă la noi, înainte de 1989 se împărțeau elevii între cei care mergeau la școli vocaționale, școli profesionale și la liceu și doar 10% ajungeau la facultate. Doamne ferește să spun că e bine. Dar școlile vocaționale, școlile profesionale au fost transformate în licee tehnologice, de la care mai nimeni nu ia bacalaureatul. De ce investim în continuare în astfel de licee în care în loc să învețe o meserie fac o teorie sterilă și nu iau bacalaureatul? De asemenea, numărul de licee sau oricum de locuri la liceu ca procent a crescut, iar cei care merg la facultate sunt toți cei care iau bacalaureatul, pentru că sunt mult mai multe locuri, inclusiv finanțate de stat. Acum, dintr-o 100 de copii în anul 2000, 44% ați văzut, sunt analfabeți funcționali și cu toate astea există la licee locuri pentru vreo 65 din 100. În același timp, bacalaureatul îl iau doar 55 și dintre ei, pentru 30 statul deja plătește locuri la facultate, cu câteva excepții, cu excepția câtorva facultăți, nu niciun fel de competiție pe acele locuri. Cum investim în educație? S-au creat 100 de universități în România, școlile post-liceale au devenit de fapt universități prin diverse licee. Nu investim deloc în învățământul de elită. Marile universități de 4 ani cad în topurile internaționale și rar mai e câte una pe acolo. Nu există un program special pentru marile universități, pentru susținerea lor, așa cum e în toate statele puternice, și nici o schemă de finanțare a cercetării fundamentale în învățământul superior. De fapt, dacă ne uităm la toate acestea, vedem că tot învățământul s-a uniformizat în jos. Marile universități ale noastre, ca dovadă, au în Consiliul Național al Rectorilor un vot, așa cum are o fostă școală postliceală dintr-un loc de provincie. Cred că trebuie să separăm învățământul de interesele politice de masă populiste și trebuie să îl focalizăm și pe o educație inclusivă, dar de calitate, și pe un învățământ centrat pe elită și pe producerea de cunoaștere, de inovație în societate. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru aceste cuvinte și linii de discuții și mă îndrept către ultimul vorbitor din această prima parte a dezbaterii noastre, domnul Gelu Duminică, care este directorul executiv al Fundației Agenția Împreună. Mulțumesc tare mult și trebuie să mulțumesc tuturor colegilor și partenerilor mei că au intrat în acest efort nebunesc pe care l-am făcut în ultima perioadă de a pune pe picioare prima dezbatere în 30 de ani despre educație, în campanie electorală. Și asta spune ceva, poate, dar cât de important a fost și este educația în sistemul public. Dezbaterea de astăzi și dezbaterile care urmează sunt despre toți copiii, absolut despre toți copiii, dar și despre copii precum am fost eu. Pentru simplu motiv că eu provin dintr-o familie destul de modestă, chiar săracă, și eram cel mai mic copil dintre cei 5 pe care familia mea i-a avut. Mama este analfabetă, nu a fost niciodată la școală, tatăl meu avea 7 clase și cele 3 etichete pe care le aveam oferite de societate, respectiv copil rom, copil sărac, copil cu părinți analfabeți, au creat o imagine așa de inferioritate în fața multor cadre didactice pe care le-am avut. Multe cadre didactice considerau că sunt defect și că am probleme doar pentru că proveneam dintr-o familie săracă, de etnie romă, părinți analfabeți. Nu au fost puține momentele în care mi-am luat șuturi în suflet și în care mi se spuneau că visele pe care eu le aveam sunt prea mari pentru un copil de genul meu și că un copil de genul meu nu poate decât să fie fericit că este tolerat în școală. Dar el nu este în niciun caz egal celui din familie bună, celui care are părinții intelectuali și așa mai departe. Au fost și foarte puțini profesori, foarte puțini, unul dintre ei e aici în stânga, care au văzut și altceva și care au trecut peste culoarea pielii, peste starea de sărăcie, peste, uite, că am mai avut o etichetă în momentul în care m-am operat la ochi, da, și am devenit un copil cu dizabilitate vizuală. Da, și-au trecut peste asta și-au văzut în ochii mei mari, dar nu un defect, ci mai degrabă licărul generat de cunoaștere, de dorința de a înțelege, de a te bate cu propriile limitele, uneori chiar cu stomacul tău. Și credeți-mă că bătălia cu stomacul tău nu e ușoară deloc. Și m-au încurajat să fac lucrul ăsta. Dacă nu ar fi fost ei, alături de părinții mei, eu aș fi renunțat, cred că, de vreo 50 de ori la școală. Pentru că era destul de greu să te duci într-un mediu pe care tu îl considerai ostil și în care în fiecare zi ți se amintea cât de răi sunt cei de un neam cu tine, că țiganii nu sunt oameni nici în ziua de Paște, că etăcă, toate stereotipurile astea pe care le avem despre persoanele de etnie romă, despre săraci și așa mai departe. E, oamenii ăștia puțini au venit și mi-au zis, băi, tu cred că poți mai mult și uite, noi te încurajăm, și și-au oferit din timpul lor, individual, să lucreze separat cu mine, atât emoțional, cât și cu pregătire academică diferită. În momentul, am înțeles, da, mulți ani după aceea, în momentul în care l-am întrebat pe domnul din stânga, de ce a făcut asta și ce a văzut în mine. Și el mi-a spus, băi, am văzut ceea ce conta. De fapt, pentru sistemul educațional românesc contează foarte puțin potențialul pe care fiecare copil îl are. Și sistemul educațional românesc este de foarte multe ori creat în etichete și, da, segregăm copiii mai săraci într-o clasă, copiii mai bogați într-o clasă, copiii romi într-o clasă, copiii neromi într-o clasă. Da, punem etichete încă de la început, e cu handicap, n-ai ce să înveți de la el, trimite-l în școală specială, unde de fapt învață să eșueze, în niciun caz să se dezvolte și așa mai departe. Și pe urmă, în momentul în care ei eșuează, ne întărește stereotipul. Așa sunt ei, mă. Nu sunt în stare, uitând că de fapt noi le-am dat rezidurile, le-am dat efectiv zona marginală din sistemul educațional, sperând totuși sau având pretenția ca ei să se compare cu cei din primăverii. Este dureros și este fariseic în momentul în care compari, da, astfel de copii, conștient fiind că în mediul rural, în comunitățile cu romi, în școlile speciale și așa mai departe, se oferă mai degrabă o pseudo-educație decât o educație. Acum sunt câteva cifre pe care nu aș vrea să le ratez și o să le citesc, pentru că aceste dezbateri sunt și despre ei și sper din tot sufletul ca domnii și doamnele din partea dreaptă să se uite și la ei cu mai multă atenție decât au făcut-o până în momentul de față. 400.000 de copii, aproximativ 2 generații, în momentul de față, nu mai merg la școală, chiar dacă ar fi trebuit să o facă. 4 din 5 copii termină clasa 8-a și doar 7 din 10 copii finalizează liceul sau școală profesională. 1 din 4 copii romi învață clase segregate. Mulți copii cu dizabilități nu merg la școală. Șansele lor de a finaliza învățământul obligatoriu sunt mai mici. 4 din 10 elevi cu vârste de 15 ani au dificultăți de a înțelege textele pe care le citesc. 1 din 5 adolescenți și tineri nu merge la școală, nu urmează formare profesională sau alte tipuri de formare și, prin urmare, nu își poate găsi un loc de muncă. Cei mai expuși riscului de abandon școlar sunt copiii care provin din mediul rural, din familiile sărace, din comunitățile cu romi sau o dizabilitate. 35,8% din copiii din România se aflau în risc de sărăcie sau excluziune. Și România are cea mai mare rată a mamelor minore din toată Uniunea Europeană. Toți copiii pe care i-am menționat în aceste statistici reci au nevoie de un alt fel de sistem educațional. Unul centrat pe ei, care să țină cont de diversitatea lor, care să ofere explicit, dar nu exclusiv, suportul necesar, astfel încât ei să ajungă la maximul de potențial pe care îl are. Eu cred cu tărie că fiecare copil din România are dreptul să ajungă cea mai bună versiune pe care el o poate, sau el sau ea o poate atinge. Dar nu mai trebuie să fie susținut de oameni, cum am fost eu susținut, ci trebuie susținut de sistem. Pentru că ne place sau nu ne place, dar ei sunt cetățeni egal nouă și toți trăim în ceea ce cu mândrie numim România. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Gelu Duminică, și haideți să facem un exercițiu, pentru că ne îndreptăm spre cea de-a doua parte. Domnul Duminică s-a uitat, cred, de 2-3 ori, în timp ce a făcut și acea emoționantă mărturisire, dar și apoi, când a început să citească, să se urce deasupra imaginii și să prezinte o fotografie statistică a situației de acum în România, și s-a uitat de 2-3 ori spre doamnele și domnii politicieni prezenți astăzi. Practic, le-a predat domnul Duminică o prioritate pe care dânsul o consideră. Ocupați-vă și de acești copii din statistici. Ați făcut asta dumneavoastră cu amabilitatea celorlalți participanți. Dați-le domnilor și doamnelor politicieni, pentru că până la urmă ei sunt cei care vor trebui să pună în execuție ce înseamnă politică și reformă în educație. Dați-le niște idei, într-un minut fiecare, dacă se poate. Și începem în sens invers. Domnul Preda. Cred că trebuie investit în performanță. Cred că trebuie să ieșim din ideea de uniformitate, de egalitate, când e vorba de merit. Și când spun asta mă refer și la învățământul primar. Cei performanți, cei care pot să ducă România înainte, care pot să facă performanță în educație, sunt și la țară, și în comunități sărace, și în comunitățile sărace urbane. Trebuie să investim mai mult în toți cei care au potențial la fiecare nivel și, desigur, mai mult în cercetare de elită și în învățământ de elită. Trebuie să investim în științe, să înțelegem că, de exemplu, în științele exacte, tradiționale, copiii vor la capacitate să meargă la domeniile reale, la mate info și în proporție mult mai mare decât la cele umane, dar la facultate, după liceu, merg aproape toți la științe umaniste. E o problemă care trebuie rezolvată printr-o atractivitate mai mare a științelor exacte, care produc cunoaștere și progres în tehnologie. Vă mulțumesc pentru acest prim mesaj. Domnul Jakab, vă rog pe dumneavoastră. Și aș spune, folosiți fondurile europene pentru reforma în educație. Au fost fonduri europene și în perioada actuală. Sunt foarte multe proiecte care sunt finanțate prin fondurile europene de dezvoltare regională sau prin Fondul Social European. Folosiți-le și pentru perioada următoare. Vă mulțumesc mult, domnule Bult. Funding was already mentioned, but of course funding is key, but maybe I would like to emphasize that some of that funding should go to schools. O parte din finanțare trebuie să meargă la școli. Directorii de școli fac o treabă fantastică, așa cum s-a și spus, și cred că ei pot să răspundă multor provocări din sistemul de educație la nivel local, au însă nevoie de resurse și, sigur, de abordare responsabilă, dar pot răspunde privind provocările abandonului școlar și altor dificultăți, îmbunătățirea calității la nivel local în școli. Vă mulțumesc foarte mult și, în fine, ultima, dar nu cea din urmă, doamna Ligia Deca. Vă rog. Plecând de la ce a afirmat deja domnul Bult, cred că trebuie să finalizăm viziunea vis-a-vis de descentralizare și trebuie să vedem cum armonizăm reforma în educație vis-a-vis de guvernanță cu reforma administrativă. Până când nu clarificăm rolul școlii în comunitate și legătura cu centralul, vom avea întotdeauna probleme legate de responsabilitate, răspundere, asumare și finanțare. Și încă ceva... cred că învățământul obligatoriu, dar și etapele superioare, trebuie să răspundă la provocarea de a forma competențele viitorului și ne-am referit poate prea puțin la asta. Indiferent de ruta aleasă, ea ar trebui să-ți ofere speranța progresului, adică dacă un copil alege ruta profesională, nu ar trebui să se limiteze la nivelul 3 sau 4 de calificare, trebuie să vedem rute complete și rute care să formeze, indiferent de profesia aleasă, acele competențe cheie care să-ți permită să te repoziționezi pe piața muncii în funcție de evoluțiile tehnologice și sociale. Doamnă, domnilor, vă mulțumesc foarte mult. Cred că astea sunt, de fapt, concluziile primei părți, concluziile de etapă ale începutului ăsta de dezbatere de astăzi. Rămâneți alături de noi. Eu o să merg în momentul ăsta către cei care se uită la noi și o să le explic ce urmează. O să vedeți mai întâi așa, o sinteză a pozițiilor partidelor politice față de problemele și soluțiile care ar trebui aplicate în mod direct în educație. Și după ce ne întoarcem, aici, pe aceste scaune, ni se alătură politicienii prezenți astăzi, cărora le mulțumesc pentru acest exercițiu de transparență și de bunăvoință. O să avem o dezbatere tot cu măști, dar fără mânuși. Noi, în țara noastră, doar în momentele de criză reușim să ne mobilizăm, din păcate. Adică dacă n-ar veni pandemia peste noi, n-am fi avut niciodată camere pe catedră sau laptopuri în sălile de clasă. Lipsurile din educație apar din lipsurile celor care ne conduc. Lipsuri de formare, lipsuri de educație. 23 de miniștri au încercat de mai multe ori în ultimii 30 de ani să reformeze sistemul de educație. Puțini au fost cei care nu au simțit nevoia unei reforme. Fiecare ministru a venit cu viziunea lui, de cele mai multe ori diferită de a predecesorului. De ce își trimit politicienii copiii la studii în străinătate? Pentru că știu că sistemul educațional românesc nu produce calitate. 1. 2. Dă bine. Din același motiv pentru care se tratează în spitale din străinătate. Ei au acces la educație de calitate. Restul maselor nu au acces, pentru că politicianul s-a gândit mai degrabă la el, la rezultatul imediat, și nu la viitor. Însă ai nevoie de clasă politică care să-și asume ruperea cercului ăsta conservator în care educația se zbate de ceva vreme și să propună măsuri care să ne ducă cu adevărat în Europa secolului 21. Criza sanitară cu implicații sociale și economice a zguduit nepăsarea instalată în ultimii 30 de ani și a scos la iveală lipsuri care până acum erau doar inventariate. Așa nu mai merge, educația nu se poate întoarce unde era, avertizează și OECD. Dintre toate țările Uniunii Europene, copiii și tinerii de la noi sunt cei mai vitregiți, chiar de propriile drepturi. România abia alocă pentru educație 3,5% din produsul intern brut. Sunt schimbări care vor fi irreversibile. Noi deja ne gândim la ce să preluăm în continuare din experiențele noastre din această perioadă, unele negative, scăderea calității interacțiunii și așa mai departe, altele pozitive. Am constatat că putem folosi mai mult tehnologia, că putem comunica cu mai mulți deodată, deci sunt o mulțime de lucruri, că putem schimba conținutul pe care îl transmitem online. În strategia de la Lisabona, 2010, se prevedea ca până în 2020, 2/3 din forța de muncă să aibă minimul competențelor digitale. Ce a făcut România? A alocat 0 lei. Exact despre asta vorbim. Nu poți să schimbi ceea ce nu înțelegi că trebuie să schimbi. În educație trebuie să investim dacă vrem să dezvoltăm România. Întotdeauna crizele vin și cu o tonă de oportunități. Experții spun că ultimul an în care s-a investit în educație a fost 1976. Apoi a venit cutremurul, așa că prioritar a devenit un alt tip de reconstrucție. 43 de ani mai târziu și 30 de ani după căderea comunismului, nevoile sunt mult mai mari. Dacă rezolvăm partea de elită, dacă ne conectăm la fluxurile internaționale și dacă rezolvăm pungile de subdezvoltare, de lipsă de educație din zonele cele mai defavorizate ale României, cred că pe termen mediu și lung avem șanse să aducem învățământul din România în general și învățământul superior în mod special în zona în care să fie motoare de dezvoltare pentru România. Nu putem să mai continuăm așa. Avem acel cost standard pe elev care mereu s-a dus într-o foarte mare pondere către salariile profesorilor și într-o foarte mică pondere către bunuri și servicii. În al doilea rând, cred că e important să avem o nouă lege a educației. Pentru că pe actuala lege cred că sunt înregistrate vreo 5 amendamente în fiecare zi sau pe săptămână. Deci este o cârpeală completă și pur și simplu o lege din 2011 nu mai răspunde nevoilor pe care le are educația în momentul de față. Dacă am începe să facem corect lucrurile, primele ecouri pozitive ar putea apărea într-un an. Însă de rezultatele reale, palpabile, se vor bucura în cel mai optimist scenariu elevii care se pregătesc să intre la liceu, spun chiar profesorii. La nivel de impact cu adevărat, sigur avem nevoie de 4, 8, 10 ani. Sper ca dezbaterea asta să facă. Să îi facă pe politicieni să gândească cu adevărat măsuri care să producă schimbarea. Ne întoarcem aici în studioul Digi24, unde trecem în cea de-a doua parte a dezbaterii de astăzi. Este vorba despre continuarea acestei dezbateri în educație, împreună cu cei care vor trebui să implementeze soluții, să guverneze, să facă reformă. Este vorba despre politicieni. Vă mulțumesc, domnilor, pentru că ați venit astăzi. Am să îmi permit să vă explic mai întâi regulile acestei dezbateri. Vom încerca să fim până la urmă cât se poate de echilibrați și onești unii cu ceilalți. Vă invit și pe dumneavoastră să vă respectați partenerii de discuție, chiar dacă suntem în campanie electorală. Dezbaterea despre educație cred că totuși merită acest lucru. O să avem câteva teme de dezbatere pe care le-am agreat împreună cu cei pe care i-ați văzut mai devreme aici, în studioul Digi24. Plecând de la acele teme de dezbatere, o să, pe fiecare temă, vă voi adresa câte o întrebare. Astăzi, pentru asta avem timp. Sunt 5 teme, sunteți 6 participanți, 6 partide politice, iar fiecare dintre dumneavoastră va avea câte 3 minute la dispoziție pentru a răspunde sau pentru a ne arăta direcția de gândire a formațiunii pe care o reprezentați în interiorul acelei teme. O să avem și un cronometru, ca să vă fie mai ușor să reușiți să vă încadrați în acest timp. Sunt suficient de multe teme ca să încercăm să respectăm totuși acest timp. Și o să vă mulțumesc pentru lucrul ăsta înainte. O să prezint invitații, dar și ordinea vorbitorilor. Convenim împreună că facem în felul următor. Mergem în ordine alfabetică. Cred că e cea mai onestă și simplă cale. Și o să îmi permit să-l prezint pe domnul Sorin Câmpeanu de la PNL. Vă mulțumesc, domnule Câmpeanu, pentru că ați venit astăzi. Urmează domnul Vasile Dâncu de la PSD. Vă mulțumim, domnule Dâncu, și dumneavoastră. Domnul Kelemen Hunor, UDMR. Vă mulțumim, domnule Kelemen Hunor. Claudiu Năsui de la USR. Bine ați venit și mulțumim pentru participare. Domnul Marius Pașcan, de la Partidul Mișcarea Populară, vă mulțumim foarte mult că ați venit astăzi. Și, în fine, domnul Victor Ponta, Pro România, vă mulțumim, domnule Ponta. Prima temă pe care vă supun dezbaterii este numită generic educație timpurie. Da? Și, repet, întrebarea nu acoperă deloc, ci doar stârnește interesul pentru o astfel de dezbatere. Una pe care o vom declina într-o întâlnire viitoare, mai aprofundată. O întâlnire ce va fi dedicată numai aceste teme. Întrebarea pe care îmi permit să vă pun este una legată de interesul părinților, în primul rând. Părinților care în aceste luni văd cum le este foarte dificil să beneficieze copiilor, elevi, cei care încep să intre în instituții de formare educațională, creșe, grădinițe, sau în primii ani de școală, le este foarte greu, foarte dificil să aibă un acces și o parte de o educație de calitate. Întrebarea concretă e următoarea. Cum ar trebui să rezolve statul român felul în care învață un copil ce intră acum pe băncile școlii pregătitoare și se vede nevoit în mare parte din această țară să învețe să scrie de mână litere, bastonașe, în fața unui calculator? Concret, cum credeți dumneavoastră că ar trebui să fie rezolvată o astfel de problemă sau atacată? Începem în ordinea anunțată. Domnule Câmpeanu, vă rog. Da, mulțumesc. Educația timpurie cu siguranță are o importanță crucială. Este mult mai bine să investești în educație de la cele mai fragede vârste decât să revii cu acțiuni remediale după aceea. Pentru a schimba un sistem în bine, așa cum spunea domnul Gelu Duminică, trebuie mai întâi să-l cunoști. În România avem la ora actuală 7.000 de instituții și unități de învățământ. Este vorba de aproape 100 de universități, este vorba de 1.500 de licee, de 4.200 de școli gimnaziale și de 1.200 de creșe și grădinițe. Dintre acestea aș vrea să vă spun, creșele sunt cu personalitate juridică doar 31 în toată România. Este un segment extrem de slab acoperit, suntem pe ultimul loc în Europa cu privire la rata de cuprindere pentru 0-3 ani. Nu stăm bine nici la vârstele de 3, 4, 5 ani, chiar dacă avem grupa mare obligatorie și avem un procent de 90% cuprins în grupa mare la grădiniță. Este clar că educația timpurie contribuie la reducerea abandonului școlar, prin abandon înțelegând excluziune socială, înțelegând probleme de sărătate și înțelegând sărăcie. Este foarte important pentru familii, mai ales pentru acele familii care provin din zone dezavantajate sau din medii dezavantajate. Este foarte importantă pentru părinții care după 2 ani trebuie să revină la muncă. Media europeană este de 14,2%. Astăzi, rată de cuprindere, copii cu vârsta de 0-3 ani. În România avem 31 de creșe cu personalitate juridică și puțin peste 300 de creșe care funcționează sub alte personalități juridice. Ce poate fi făcut? În primul rând, trebuie extinsă această rețea de creșe și grădinițe. Cred că poate fi asumat un obiectiv care ar fi să avem în următorii 5 ani 30% rată de cuprindere. 30% la o natalitate de 180.000 medie pe ultimii ani, de 180.000 pe an, înseamnă să avem deja 160.000 de locuri în creșe. 3 generații cu această vârstă. Al doilea lucru care trebuie făcut este acela al reglementării. Nici la momentul actual nu avem standarde de calitate pentru educația timpurie. Și când spun standarde de calitate, mai ales la antepreșcolar, mă refer nu numai la standardele educaționale, ci și la cele de îngrijire. La standardele privind dotările, la standardele privind alimentația, la standardele privind consilierea. Al treilea lucru care trebuie făcut, dar nici de cum ultimul, este acela al investiției în resursă umană. Vreau să vă spun că profesia de educator puericultor este mult prea puțin întâlnită față de nevoile societății de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Câmpeanu, pentru această primă intervenție. Mergem către domnul Vasile Dâncu. Am lucrat în ultimii ani foarte mult pe studii legate de diagnoza sistemului de învățământ. Am propus la 4 sau 5 miniștri ultimii un studiu cuprinzător pentru câțiva ani în care să înțelegem ce se întâmplă cu sistemul nostru de învățământ, care să cuprindă atât evaluarea proceselor de învățământ, părinții, rolul comunității și inclusiv inserția pe piața muncii sau tipul de capacități pe care le au copiii. Educația timpurie este foarte importantă și am făcut în ultima vreme, împreună cu specialiști din Partidul Social-Democrat, am făcut câteva grupuri și o strategie națională privind educația timpurie. Cuprinde câteva lucruri importante. O să vorbim probabil când va fi un seminar separat despre asta. În primul rând, este o constatare pe care o fac psihologii. Zâmbetul copiilor, zâmbetul acela natural, râsul copilului dispare la 8 ani, între 7 și 8 ani, atunci când sistemul l-a înfrânt. Asta este rezultatul educației timpurii la noi în acest moment. Și asta este un lucru important pentru că ar trebui să regândim întreg sistemul. În primul rând, trebuie făcut o diagnoză a sistemului, să vedem ce se întâmplă. Există o lipsă de infrastructură. În proiectul PSD avem și sume, avem un proiect foarte elaborat, în asta l-am prezentat public, 1750 de crește și unități after school. Asta este un lucru important, pentru că în acest moment copiii sunt în această situație și pentru că nu există infrastructură. În al doilea rând, eu cred că nu trebuie oprită școala nici în condițiile pandemiei. În acest moment ar putea să funcționeze pentru copii. Copiii în after school vin din apropiere, sunt școli de proximitate și ar trebui să funcționeze. Ei nu pot în acest moment să stea în această situație de hibridare a învățământului. În al treilea rând, vreau să spun că after school-ul pentru romi și pentru populație defavorizate reprezintă o pornire extraordinară în viață. În proiectul PSD avem un program național privind after school-ul și eficientizarea after school-ului în această direcție. Este nevoie de foarte multă finanțare aici. Mai este un lucru care este important. Eu pledez, deși poate nu sună așa cum s-a obișnuit Partidul Social-Democrat cu cofinanțarea, inclusiv after school-ului, să fie un parteneriat financiar de finanțarea învățământului între familie, comunitate și stat. Nu o să poată numai statul să facă acest lucru, însă părinții oricum plătesc foarte mult pentru after school și pentru educație timpurie. Ori în această situație aceste lucruri trebuie să devină transparente și avem nevoie, efectiv, așa cum știm cu toții, avem nevoie de pregătire specială în acest domeniu. Fondurile europene care se aruncă pe tot felul de programe care sunt inutile și pe care ar trebui să le audităm. În viitorul guvern ar trebui să auditeze ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani cu fondurile europene pe educație, pentru că s-au cheltuit zeci de milioane, sute de milioane în fiecare an și acești bani nu-și văd o eficiență. Cred că acestea sunt lucrurile principale înainte de o dezbatere foarte specializată despre after school. Vă mulțumesc, domnule Dâncu. Mergem către domnul Kelemen Hunor și vă mai adaug o informație. O să avem, după aceste lor de poziții, pentru că ele nu sunt niște dezbateri, nu sunt păreri încrucișate, nu sunt puse sub semnul întrebării pozițiile celorlalți, deși am văzut pe fețele dumneavoastră că atunci când nici nu s-au apucat bine primii doi vorbitori să-și expună pozițiile, erau deja încercări de a veni și a comenta cumva. La final însă o să vă propun un exercițiu. Fiecare dintre dumneavoastră, iarăși, pentru că timpul e limitat, își alege un alt partener pe cine dorește și îi adresează o întrebare. Tot cu un timp limitat. O să facem asta după ce epuizăm cele 5 teme de discuție. Trecem peste această paranteză și merg către dumneavoastră, domnule Kelemen Hunor. Vă mulțumesc. Rolul și importanța educației timpurie nu mai trebuie argumentat, fiindcă există destule argumente din punct de vedere educațional, social și chiar economic. Trebuie să vedem care sunt problemele pentru a asigura o educație timpurie bună, eficientă în România. Problemele sunt legate în primul rând de lipsa de infrastructură. Nu există creșe și în foarte multe situații nu există locuri în grădinițe. Nu există o finanțare pentru creșe. Personalul didactic de specialitate, educatori pentru învățământul antepreșcolar, sunt foarte, foarte puține. Și sigur, de aici trebuie să vedem cum putem rezolva. Noi am inițiat o lege pentru finanțarea per capita pentru educația antepreșcolară, pentru creșă. A fost votată legea în Parlament, a fost plimbată enorm de mult la Curtea Constituțională, președintele a retrimis. Până la urmă a fost legea promulgată, dar este prorogată pentru anul școlar 2021-2022. Deci există un cadru legal în acest moment pentru a finanța sistemul respectiv și trebuie să aplicăm cât de repede se poate. După aceea trebuie să ne uităm cum putem grăbi ca și grădinița să devină partea învățământului obligatoriu. Acum grupele mari deja au intrat, dar poate nu trebuie să așteptăm până în 2030 cu toate treptele. Grădinițele pot înscrie copii de vârsta între 2 și 3 ani și aici, sigur, avem o problemă de infrastructură și această problemă trebuie rezolvată prin investiții, fiindcă părinții, dacă se întorc la locul de muncă după vârsta de 2 ani a copilului, nu au posibilitatea, fiindcă nu există creșe, mai ales în mediul rural. Trebuie să vedeți că creșele 90%, 91% sunt în mediul urban. Mediul rural, acolo unde există și o categorie defavorizată destul de semnificativă, nu au această infrastructură. Deci bani pentru investiții, pentru infrastructură și pentru a asigura personalul de specialitate, atât pentru zona de și segmentul de creșă, cât și pentru celelalte segmente. Creditul fiscal până la o valoare maximă de 1.500 de lei pe lună pentru finanțarea cheltuielilor cu privire la educația timpurie a fost votat în Parlament și este la promulgare. Deci cât de repede trebuie legea promulgată și poate că în viitorul apropiat, pe termen scurt deja, se poate merge pe o astfel de finanțare, fiindcă, într-adevăr, pentru creșe, pentru grădinițe, e nevoie de o implicare financiară și din zona economică, nu numai din partea bugetului. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Kelemen Hunor. Domnul Claudiu Năsui. Mulțumesc mult pentru invitație. Și pentru noi educația timpurie este extrem de importantă. Noi în tot programul nostru și în tot ceea ce propunem avem o filozofie care este cea de a duce cumva puterea dinspre zona politică, înspre zona părinților, profesorilor, celor care sunt mai apropiați de copii. În cazul educației timpurii, de exemplu, avem o problemă pe două paliere, aș spune. Noi am avut numeroase întâlniri cu oameni care au încercat să-și deschidă o grădiniță, o creșă și inclusiv cu autorități publice, locale, care operează astfel de instituții. Și, de exemplu, pentru partea de creșă există o mare problemă în suprareglementare. Cei care și-au deschis creșe, de exemplu, cei din instituții de stat, ne referim la UAT-uri, la primării, care au genul acesta de locuri, ne spun că sarcina reglementării pentru ele este o povară extraordinar de mare. De aceea nici nu prea sunt creșe private, pentru că n-au cum să respecte acele standarde. În alte țări avem, de exemplu, creșe care sunt și integrate la locul de muncă. Adică atunci când părinții se duc la locul de muncă, compania are un etaj sau are o zonă undeva în care părinții își pot lăsa copilul. La noi nu se poate lucrul acesta, din motive de reglementare și de suprabirocratizare. Avem și acum trecem de la creșe la grădințe. Avem cazuri în care am vorbit cu părinți care și-au lăsat locurile de muncă și au înființat ei o grădință pentru că nu găseau ce căutau, de exemplu. Și chiar și acolo s-au lovit de bariera aceasta birocratică imensă, pentru că ei oficial nu sunt grădinițe, nu puteau să-și facă o grădiniță. Și atunci au făcut niște ONG-uri care operează astfel cât pot, pentru că la un moment dat intervine o educație obligatorie și nu mai pot să ofere niciun serviciu. Aici este un loc în care statul român ar trebui să facă ceva, și anume cumva să imite bunele practici din alte țări europene. Nu cerem să reinventăm roata, nu zicem să fie ceva care nu s-a mai făcut în alte părți, dar trebuie și la noi să aplicăm aceste lucruri. Și pe al doilea palier e o implicare mai mare a autorităților locale, care trebuie să se întâmple în conjuncție cu părinții. Avem cazuri și cred că este un ONG al domnului Duminică, de exemplu, care e un caz în județul Bacău, într-o comună unde părinții, de exemplu, au vrut să ajute grădinița și școala copiilor lor, și care nu avea WC, nu avea toaletă. Și au făcut rost și de o ofertă pentru toaletă, i-a ajutat și ONG-ul domnului Duminică, au făcut rost de aproximativ 10.000 de euro ca să facă această toaletă cât costa ea. Primarul a refuzat. De ce? Pentru că acea toaletă, de exemplu, prevedea că urma să o facă prin PNDL cu 80.000 de euro. Sunt niște probleme de genul acesta în care statul e evident că nu ne face bine și ne-ar face mai bine dacă ne-ar lăsa cumva mai mult posibilitatea nouă cetățenilor să rezolvăm problemele pe care le vedem și asupra cărora putem acționa. Vă mulțumesc, domnule Năsui. Mergem mai departe. Domnul Marius Pașcan de la PMP, vă rog. Vă mulțumesc pentru invitație și în același timp pentru tema generoasă. Vreau să vă spun că am văzut în ora anterioară antevorbitorii transferând mare parte din atribuțiile legate de dezvoltarea, de modernizarea sistemului educativ din România în zona politicului. Și eu aș vrea să vă spun că e oarecum greșit. Trebuie să împărțim responsabilitățile și vă spun de ce. Da, cred că nu ați urmărit cu atenție. Am urmărit toată cu foarte mare atenție. Nu au transferat temele. Teme care trebuie transpuse în legislație, în politici, domnule, ceea ce dâns și nu pot să facă, să știți, cu toată bunăvoință. În ultimii 8 ani, în care, ca senator și deputat, am reprezentat județul meu, județul Mureș, în Parlament, pot să vă spun că legea care a fost cel mai des modificată a fost legea educației, după care cea a administrației publice. În continuu s-au adus adaptări, completări, adăugiri. Efectiv, a fost un exces de reformă și toată această reformă transferată în zona politicului, din păcate, în sensul că au venit cu modificări, pentru că noi în Parlament, sigur că suntem cei care reprezentăm vocea poporului, da? Vocea sindicatelor din învățământ, vocea profesorilor și așa mai departe, a ministerului. Toți au avut propriile viziuni. Eu vreau să vă spun următorul lucru. S-a tot vorbit de proiectul România Educată, de un proiect al președinției. Anterior, doamna ministru de la PSD a dorit la rândul său să facă o nouă reformă, să propună o nouă lege a educației. Am adresat mai multe interpelări de-a lungul timpului Ministerul Educației și am spus, dar chiar nu reușiți odată să stați la aceeași masă, să stea ministerul cu președinția, cu Federația Sindicatului, cu structurile asociative, la nivelul profesorilor, la nivelul elevilor, părinților, etc. și să ajungem să avem un sistem unitar cu o viziune unitară asumată, respectată de toți. Din păcate, acest lucru cred că ne trage înapoi. Pe educația timpurie, ce să spunem că a menționat esențial domnul Câmpeanu, arătând că nu avem standarde încă pentru educația timpurie. Eu vă spun situația de la mine, de la Mureș. Nu sunt aproape 300 de locuri în grădinițe, nu sunt aproape 800 de locuri în creșe. Despre ce educație timpurie vorbim? Că educația timpurie practic o fac părinții acasă cu copiii lor și acest lucru de la mine, de la Mureș, este multiplicabil în România reală de astăzi, din toată țara. Și asta este realitatea. Pe de altă parte, gândiți-vă că este o diferență fundamentală, calitativă, a procesului de educație, din punct de vedere al raportării a ce presupune educația timpurie. În primul rând, educație afectivă, dezvoltarea unor chestiuni legate de pregătirea fizică a copiilor, cognitivă, socială și așa mai departe. Toate lucrurile astea sunt absolut diferite de la zona urbană la cea rurală, mai mult decât atât diferite chiar în centrul urban de la o instituție la alta. Vă mulțumesc foarte mult pentru poziția dumneavoastră. Domnul Victor Ponta urmează, vă rog. Domnule Pândaru, m-am învățat în toți acești ani să ascult și să-i respect pe specialiști, dar să iau decizii. Decizii gândindu-mă la cei care se aplică ceea ce noi decidem. Și vreau să vă spun fără niciun... Pot să fac o paranteză? Vă rog. Știți, recomandarea specialiștilor este să purtăm mască. Și o respect mască. Tot timpul în cele 2 minute pe care mi le-ați dat, doar ca să pot să mă exprim. Este alegerea dumneavoastră, stăm la o distanță suficient de mare ca să nu... Și are legătură cu subiectul nostru. Eu sunt convins că educația online, mai ales la vârste mai scăzute, este un fake de educație. Eu cred că prima măsură pe care ar trebui să o luăm toți oamenii politici ar fi să spunem grădinițele, clasa pregătitoare, școlile primare și gimnaziale ar trebui să funcționeze. Mulțumesc lui Dumnezeu, pot să văd în fiecare dimineață un elev de liceu care stă în București, dar merge în Ilfov și face liceu, o elevă de școală generală care stă în București și nu merge la școală, pentru că în București școala închisă, și un copil de clasă pregătitoare pe care l-am trimis online la clasă pregătitoare și l-am scos că nu face nimic. Deci cred că prima măsură ar fi să ne gândim ce e bine pentru copii. Și pentru copii și pentru părinți ar fi ca școala să înceapă, educația, nu doar școala, cât mai timpuriu și să se facă în mod fizic. Apropo de mască, da, când îl vezi pe profesor pe ecranul de la televizor, de la telefon, nu este educație. Și al doilea lucru, că mai am fix un minut, e un program pe care l-am început cu domnul Câmpeanu când era ministrul educației în guvernul pe care l-am condus în 2015. Cum facem să limităm discriminarea socială pe criterii de venituri? Bucureștiul este cel mai reprezentativ pentru toată țara. Avem școli și grădinițe private sau de stat, foarte bine echipate, foarte bine dotate și tot în București avem școli și grădinițe care arată ca în secolul XIX. Asta reflectă ce se întâmplă în toată țara. În Cluj, în Timișoara, în Iași, unii copii au o șansă de a merge la o școală sau la o grădiniță, în restul țării nu au această șansă. Dacă nu lucrăm la deschiderea școlilor și la șanse pentru cei care nu au resurse materiale, toate planurile și promisiunile pe care le tot face toată lumea în ultimii ani despre educație rămân vorbe goale. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Și dumneavoastră v-ați dus deja către cea de-a doua temă. A doua temă a discuției. Am respectat și timpul. A doua temă a discuției de astăzi este echitate. Fără a avea iarăși pretenția că intrăm în toate aspectele acestei teme atât de complexe și de greu de explicat, soluționat, mai ales pe termen scurt. Vă propun un exercițiu. Ați ascultat cu toții povestea onestă, sinceră a domnului Gelu Duminică. Felul în care domnia sa a pus mâna pe carte. Domnul Gelu Duminică a avut noroc. Pe de o parte și-a dorit el foarte mult să facă asta și a avut noroc fiindcă în față soarta i-a scos niște oameni care l-au ajutat. Să presupunem că un tânăr de etnie romă, dintr-o zonă rurală a acestei țări, va scrie la cabinetul parlamentar, mulți dintre dumneavoastră sunteți parlamentari, sau va scrie o scrisoare în care va spune și va cere ajutorul, va descrie situația lui de acasă și va spune că el trebuie să renunțe la școală. Părinții nu-l mai lasă, trebuie să meargă la muncă, să-și întrețină familia și se află în fața acestei tragedii, de a renunța la școală. Ce ați spune? Haideți să o luăm pe rând. Domnul Sorin Câmpeanu. Încep un răspuns punctual la întrebarea noastră. Sigur, universitatea pe care o conduc a donat 1000 de tablete cu acces internet pe vreme de 2 ani tuturor acelora care ne-au scris și ne-au semnalat astfel de situații. Niciun fel de legătură cu potențiala calitate de viitor studenți. Sigur că ne-am pus speranțe să fie studenți, dar am ajutat și copii care erau în învățământ primar sau gimnazial în egală măsură. OECD spune că România va putea atinge acel nivel social și economic de dezvoltare în momentul în care va fi capabilă să asigure creșterea nivelului de educație al tuturor, subliniez, al tuturor. Este un aspect esențial. Sigur că sunt medii mai avantajate care știu să își poarte singure de grijă, fără a neglija drepturile acestui public țintă. Însă, problema se pune în momentul în care vorbim de medii dezavantajate, de familii cu venituri reduse, vorbim de copii cu cerințe educaționale speciale, vorbim de populația romă, vorbim de toate aceste categorii care puse împreună dau un procent foarte important. Toți aceștia au dreptul la o educație de calitate. Echitate fără calitate, afirm foarte răspicat acest lucru, nu putem avea. Accesul la educație trebuie să fie acces la o educație de calitate. Cele două noțiuni nu trebuie să se excludă, ci trebuie să se completeze una pe alta. Ce putem să facem? Păi, în mod special în această perioadă, este cazul să creștem numărul burselor sociale, tocmai pentru a veni în întâmpinarea nevoilor copiilor și tinerilor cu situații sociale deosebite. Iarăși îndrăznesc să dau un exemplu, am dublat la nivelul universității pe care o conduc bursele, numărul burselor sociale anul acesta, existând posibilitatea de cumul cu bursele de merit. În acest fel se poate ajunge la venituri de 2000 de lei per student. Calitatea, experiența și motivația profesorilor este de asemenea esențială în rezolvarea problemei echității, în paralel cu implicarea statului care este absolut necesară. Este absolut necesară pentru că, știm, decalajul între urban și rural este foarte mare. El ar trebui să fie redus tocmai în această perioadă, transformând criza într-o oportunitate. Am spus că sunt 7000 de instituții de învățământ cu personalitate juridică, 3000 se găsesc în mediul rural și acolo nu sunt nici universități și nu sunt nici creșe. Nu prea sunt nici licee, sunt doar școli gimnaziale. Acolo trebuie să ne concentrăm. Cred că a expirat timpul. Mai aveți 18 secunde. Da. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mergem la domnul Vasile Dâncu. O să spun de la început că m-am lovit de această situație pentru că am coordonat la un moment dat la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din Cluj prima generație de romi care au intrat în învățământul superior fără examen. Era prin 94 sau 95 și atunci aveam o soluție personală doar pentru că aveam un institut de cercetarea opiniei publice și primii mei operatori serioși care lucrau foarte serios au fost studenții romi care au câștigat prin asta un ban și n-au trebuit să renunțe la facultate. Dar, dincolo de asta, tema echității este foarte importantă, este veche. Primul pact de educație pe care l-au semnat toate partidele acum 12 ani a observat că aceasta este cea mai mare problemă în România. Și de atunci politicienii știu și miniștrii care vin știu și n-au făcut mare lucru pentru ca să dispară inechitatea fundamentală din sistem. De fapt, noi înregistrăm ultimul loc și în Europa, ca țară, avem cel mai prost indicator privind echitatea socială. Suntem pe ultimul loc. Există un sistem care ar trebui folosit de măsurare a echității, practic, indicatorii propuși pentru educație inclusivă și pentru echitate. Sunt 29 de indicatori făcuți de o universitate din Franța, care ar trebui să-l aplicăm și noi, să vedem cum stăm la în această situație. Sunt câteva lucruri care trebuie făcute foarte rapid. În primul rând, trebuie să vedem aceste mecanisme pe care le avem astăzi, cum funcționează. De exemplu, dau un exemplu, uneori se iau de bună credință, politicienii iau hotărâri, nu zic că sunt populiste, sunt hotărâri bune, dar nu-și ating scopul. De exemplu, în 2018, Ministerul Educației Naționale a făcut un ordin în care și o măsură guvernamentală prin care s-au oferit locuri pentru 2000 de locuri din ciclu de studii de licență pentru absolvenții liceelor din mediul rural. Și acestea finanțate de către stat. Ei, în mediul rural n-au studiat, au terminat în acel an facultatea, doar din mediul rural, 2854. Deci n-a fost nicio competiție, aproape că n-au avut cine să ia acești bani. De aceea trebuie ca banii să meargă acolo unde trebuie. Pe scurt, bursele. Ar trebui refăcut sistemul de burse din România. Bursele sunt necesare în România, dar ar trebui să aibă, în primul rând, să nu fie simbolice, cum sunt în foarte multe situații, și să aibă cu adevărat eficiență prin aceasta. O să dau foarte repede un sistem pe care l-am gândit noi în acest moment, un sistem de burse așa cum ar trebui diferențiate. 1. Bursa de asistență socială ar trebui să aibă un quantum de minimum 1000 de lei pe lună. Mai ales pentru copiii care provin din sistemul de protecție socială și ca să poată continua mai departe. Bursa socială, 40% din salariul minim pe economie, adică minim 550 de lei pe lună. O bursă de studiu lunar, 32% din salariul minim net pe economie, adică 450 de lei lunar. O bursă de merit, 35% din salariul minim pe economie, deci 470 de lei lunar. O bursă de performanță, 37% din salariul mediu pe economie, adică minimum 500 de lei lunar. Acestea sunt sume minime pentru ca să-și poată să aibă sens această bursă. Și nu se poate ca toți copiii să aibă bursă. Copiii mei, de exemplu, nu am nevoie de asta pentru că eu pot să-i întrețin. Din nou trebuie să gândim diferențiat acest lucru în funcție de nivelul de venit al părinților. Mulțumesc, domnule Dâncu. Mergem la domnul Kelemen Hunor. Vă rog, domnule. Pentru a avea un sistem bun și să există și echitate înseamnă să încercăm să adaptăm resursele în funcție de nevoile fiecărui copil. Și aici sunt niște măsuri concrete care trebuie luate ca să reușim să atingem ținta. Eu cred că inițiativele depuse până acum erau bune, dar trebuie și implementate mult mai rapid. Generalizarea programului Mastercard de la școală. Programul pilot a demonstrat că în acele școli unde acest program pilot a funcționat, abandonul școlar a scăzut foarte, foarte mult. Dar în același timp am văzut că din punct de vedere administrativ au apărut niște probleme. Sunt câteva școli, cam o treime din acele școli care au intrat în programul pilot, care nu mai pot continua programul, dar nu este posibil să intre în alte școli din blocaje administrative. Deci nu putem termina nici programul pilot, nu ca să generalizăm. Deci ar trebui generalizat acest program. Școală după școală, after school, deci prin finanțarea statului, cel puțin în proporție de 75-80%, sigur trebuie redimensionat în funcție de nevoile copilului, fiindcă dacă există această posibilitate, atunci sigur că în programul școală după școală, cei care au nevoie de o consiliere mai bună, cei care au nevoie de profesori după masă să recupereze, dacă au de recuperat, se poate face, dar se poate ocupa și cu dezvoltarea excelențelor. Accesul la școală, transportul și internatele. Nici până la această oră nu au fost decontate acele cheltuieri pentru transportatorii interjudețeni, fiindcă este un haos total la nivelul guvernului. Chiar în aceste zile noi am insistat să se facă ceva și internatele Dacă nu există internate și nu există transportul pus la punct, abandonul școlar va crește. Deci trebuie umblat punctual, trebuie intervenit punctual, fiindcă se știe care sunt metodele, care sunt posibilitățile prin care se poate ajuta acei copii care vin din mediul defavorizat și cei care au nevoie de un ajutor în plus. Deci aici e vorba și despre bani, dar este vorba și despre mentalitate și despre o preocupare reală și decizii rapide. Deci, cu cât mai repede se ia o decizie, cu atât mai repede se poate echilibra acest sistem și aceste probleme pot fi rezolvate. Vă mulțumesc, domnule Kelemen Hunor. Mergem către domnul Claudiu Năsui, vă rog. Aici este iarăși o problemă pe care noi o abordăm destul de frontal, să spun așa. În sensul că spunem foarte clar că finanțarea trebuie să urmeze elevul de oriunde, din orice mediu ar proveni el. Că este bogat, că e sărac, că e din rural, că e din urban, etc. etc. Dar ce facem noi în suplimentar față de ce se întâmplă acum și ce s-a spus până acum este că dorim să avem niște zone pe care le numim de educație prioritară, de exemplu, unde finanțarea aceasta să fie pe relev dublă sau mai mare. Aici e o discuție de grad, dar principiul este același. Ca școlile să fie interesate, să aibă interesul să atragă cât mai mulți copii, să-i țină acolo, să poată să îi învețe, să îi educe cum trebuie, trebuie să aibă și ele un câștig din acel elev care vine. Problema acum, și aici o vedem în foarte multe școli, este că copilul de multe ori este tratat ca un beneficiar care nu este în centrul sistemului. Sistemul nu e făcut pentru el. Degeaba spune că e făcut pentru el, pentru că nu e făcut pentru el și se vede lucrul acesta și în lucrurile mici și simbolice. Cum ar fi intrarea în școală. În câte școli în țara noastră intră elevii pe intrarea principală? Foarte puțin. Intrarea principală numai pentru profesori, directori, inspectori, părinți, când vin în vizită, copiii intră prin spate. De ce? Pentru că tocmai de facto nu este centrată pe elev școală. Și asta este doar un mic lucru dintr-un ansamblu mai mare. Deci noi ceea ce propunem este o finanțare care chiar să urmeze elevul și o posibilitate mai ușoară pentru autorități locale, dar și privați, să înființeze școli care să beneficieze și ele de acea finanțare în momentul în care atrag un copil. Și în felul acesta să naștem o concurență pentru copii și o concurență care să-ți dea servicii mai bune. Și în felul acesta avem și o centrare, o personalizare a serviciilor de educație mai bună pe fiecare copil. Că un copil din Arad, de exemplu, poate nu are aceleași nevoi ca un copil din Constanța. Și asta e doar un exemplu. Sau tot felul de diferențe de genul acesta. Poate nu au aceleași dorințe, nu au aceleași aptitudini, nu au același mod de învățare favorit. Și genul acesta de flexibilitate, că s-a vorbit anterior de flexibilitate, trebuie făcut. Și aș mai spune un lucru. Actualul sistem, care se vrea a fi unul standardizant, de la deciziile de la București care se aplică în toată țara aproximativ la fel, este unul care în mod ipocrit aș spune că este gratuit. Că el de facto, vedem că există două viteze. Cei care au fie conexiuni politice, fie bani, își permit să intre în acel sistem paralel de educație numit de meditații. Și vedem cum un sistem care înainte era rezervat numai pentru cei care aveau bani, de exemplu, este extrem de generalizat acum. Și asta arată tocmai că, de fapt, sistemul pe care îl avem în România creează clivaje, nu le-a mediat absolut deloc. Toată lumea, de exemplu, acum, dacă vrea să aibă o educație mai bună pentru copilul său, trebuie să finanțeze ambele sisteme sau să rămână cu cel public. Vă mulțumesc, domnule Năsui. Mergem mai departe. Domnul Marius Pașcan, vă rog. Vreau să menționez că echitatea este adeseori și indisolubil legată de incluziune. Deci sunt două concepte, două principii care se îmbină și ar trebui să se îmbine armonios. Sigur, echitatea trimite în primul rând la redistribuirea resurselor astfel încât să se elimine decalajele între instituții de învățământ, între unități de învățământ, ceea ce se întâmplă rareori. Noi privim efectele și vedem că avem 40% analfabet funcțional, sunt tineri, elevi, absolvenți care au parcurs diverse cicluri de învățământ și sunt în acest stadiu. Credeți-mă, sunt și eu cadru didactic universitar, văd, îmi vin studenți după ce au și bacalaureatul absolvit, nu știu să scrie corect în limba română. Vă întreb, este practic o consecință a unei educații poate insuficient monitorizate de către inspectoratele școlare și acest lucru cu atât mai mult este vizibil la nivelul unităților administrativ-teritoriale din zona rurală. Cred că rare ori se fac acele verificări dacă se respectă programa, dacă se țin orele, dacă calitatea acestora corespunde programei, curriculului și așa mai departe. Aceste lucruri deja trimit către o inechitate. Noi sigur punem echitatea în primul rând în balans și o discutăm în raport cu aceia care sunt defavorizați, cu minorități etnice, cu romi de pildă, dar în același timp noi vorbim de inechitate la toate nivelurile educației și învățământului din România din zilele noastre. Este inechitate și acolo unde ai un liceu super performant, un colegiu național cu toate dotările necesare, modern, cu resurse foarte importante și un altul de nivel mediu unde nici profesorii nu-și dau interesul și acest lucru se vede la nivelul absolvenților și la felul în care stăpânesc ei ceea ce au învățat. Mai mult decât atât, eu cred că ceea ce trebuie să ne preocupe este ce au încercat unele comunități locale, unități ale administrației publice, să stimuleze participarea elevilor, a copiilor la educație. Și acolo, de pildă, unde s-a pus problema că sunt elevi și părinții din zona romilor le interzic să meargă la școală sau nu doresc să meargă copiilor la școală, au căutat să condiționeze, deși au făcut-o la modul forțat și nelegal, să condiționeze alocațiile sociale și așa mai departe, condiționându-le de participarea lor la școală. Eu cred că se poate face mai mult decât atât. Se poate acorda un stimulent suplimentar pentru aceste comunități defavorizate în situația în care își trimit copiii la școală. Și vor primi acest stimulent doar în situația în care se verifică prezența ei, onorează orele respective și este interesul tuturor ca noi să avem în viitor o generație educată și sigur mai puțin manipulată din acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Domnule Victor Ponta, vă rog. Există soluții la aceste probleme, pe unele le-am aplicat, altele încă nu. Programul cu microbuzele școlare, pentru că depărtarea de școală și incapacitatea unui elev de a ajunge la școală e o cauză importantă pentru abandon. 2. Redeschiderea școlilor care au fost închise în criza anterioară, că nu mai erau destui elevi. 3. Problema cu copiii din comunitățile de romi, cu consilierul meu de atunci, cu domnul Ciprian Necula, am pornit la chestiunea cu documentele de identitate, pentru că marea problemă era că nu aveau documente pe baza cărora să se înscrie la școală să primească bursa socială. Ce trebuie făcut în continuare? Legarea directă a bursei sociale de prezența la școală și implementarea sistemului prin care școala primește mai mulți bani dacă reușește să își țină acești copii la școală și este sancționată dacă are abandon școlar. Ideea de acum că nu mă interesează că într-un sat mai vin doar jumate dintre copii la școală, eu oricum îmi iau salariu, ne duce la eșec. Vă mulțumesc, domnule Ponta. Vă propun ca pentru următoarele două teme să inversăm ordinea în care luăm cuvântul, ca să fie cât se poate de echilibrat. Și următoarea temă pe care vă propun dezbaterii se numește așa, VET, cu siguranță știți, este Vocational Education and Training. Mai pe românește, o parte din acest concept este cuprinsă în învățământul profesional și tehnic. Și aici putem să dezbatem zile întregi. Ce, cum și așa mai departe. Dumneavoastră ați cunoscut de dinaintea prezenței fizice aici la Digi24 aceste teme. Și v-ați pregătit și personal, v-ați întrebat și colegii specialiști din formațiunile pe care le reprezentați. Sigur o să vorbiți despre această temă, dar vreau să vă întreb așa, ceva mai degrabă personal. Puteți să-mi numiți o instituție din asta de învățământ profesional și tehnic, care știți că face lucrurile așa cum ar trebui din România? Vă rog, domnule Ponta. Sorin, nu vreau să greșesc, am fost împreună la Brașov, la cel mai... Da. Cum se numește? Din Brașov, Kronstadt, este cea mai eficientă școală profesională. Pentru că pe baza ceea ce am vizitat împreună la Brașov, am adoptat legea și am cerut extinderea sistemului. Acum însă, când firmele sunt în criză, cred că doar stimularea firmelor de a intra în parteneriat mai mult cu școlile și va duce la extinderea sistemului. Altfel nu, se va sufoca. Asta ar fi principala soluție pe care... Fără parteneriatul cu mediul de afaceri privat, nu are succes. Pentru că altfel părintele zice: dom'le, eu vreau să-mi fac copilul doctor, avocat, nu vreau să-l... De exemplu, băiatul meu cel mai mare a fost împreună cu liceul și au făcut practica pentru Horeca. Acum Horeca, dacă dispare, unde îl mai trimitem? Mai aveți 2 minute la dispoziție. Le-am folosit tot timpul cu parcimonie. Perfect. Domnul Pașcan. Sigur, noi trebuie să ne întoarcem, poate nu la ce a fost odată, dar în zona de a restimula, revigora, reanima învățământul vocațional, tehnic și profesional. Aici avem o mare problemă. Eu tot dau exemple de la mine, de la Mureș, dar asta este realitatea. Avem, de pildă, o școală auto, o școală de șoferi profesioniști, o școală de mecanici auto profesioniști și, credeți-mă, își face datoria absolvenții de acolo. Din păcate, dacă nu-și găsesc locuri de muncă în județul Mureș sau în împrejurimi, majoritatea merg în afara României și sunt foarte buni mecanici, foarte buni conducători auto profesioniști. Sunt astfel de situații și cred că fiecare județ are specificul său din această perspectivă. Însă, oarecum, dacă ne întoarcem la ce spunea Academia Română în urmă cu circa 4 ani de zile, Academia Română, și din păcate noi teoretizăm foarte mult, dar acolo s-a făcut un studiu complex care privește dezvoltarea României pentru următorii 20 de ani. O componentă a acestei dezvoltări evocată de Academie este legată de educație și implicit de formarea competențelor profesionale. Acolo se spune, și dacă am aplicat ce spun cei mai erudiți sau intelectuali de primă mărime la nivel național, ei spun așa: în România zilelor noastre se pune mare accent pe educația informativă și mai puțin pe cea formativă. Eu mi-amintesc cu plăcere, să știți, sunt un absolvent de științe umaniste, dar în același timp, în liceu, făceam practică și învățam etapele unei meserii sau unei profesii, chiar făcând practică la modul tehnic, având ore de practică, mergând în societăți comerciale, făcând stenodactilografie, era la modă la vremea respectivă, și învățând concret cum poți să-ți câștigi un loc de muncă, cum poți să ai o pregătire, o calificare, și făceam aceste etape și era chiar o plăcere. Ei bine, astăzi sunt foarte mulți absolvenți, chiar de liceu, care nu au niciun fel de pregătire, niciun fel măcar de viziune, nu au un habar elementar de ce se întâmplă într-o activitate profesională concretă. Majoritatea celor care sunt absolvenți de liceu cu diplome de bacalaureat vor merge și se vor înscrie la o facultate, că este modă, este trend și așa de bine, dar ei și după facultate nu au o calificare concretă profesională care să le permită să dobândească un loc de muncă. Și aici cred că parteneriatul dintre mediul de afaceri, mediul antreprenorial și școală trebuie să redevină nu doar unul teoretic, de formă, pentru că fac aceste mese rotunde, instituțiile prefectului, primăriile îi adună pe oameni de afaceri, stau la masă cu inspectoratul, cu reprezentanții lor, dar nu se concretizează printr-o practică, printr-un exercițiu al celor din licee, al celor din școli, de a parcurge aceste etape pe care noi, la vremea noastră, le-am parcurs, de a face practică pentru profilul la care, din care făceam parte. Vă mulțumesc. Domnule Claudiu Năsui, vă rog. Da, noi credem că partea aceasta de învățământ profesional, vocațional, tehnic trebuie încurajată și mai ales trebuie condusă cumva de către nevoile pieței. Adică nu putem avea un învățământ profesional care este făcut de stat conform la ceea ce, nu știu, a gândit cineva într-un minister, trebuie făcut în funcție de ce este efectiv nevoie în zona aceea. Deci nici măcar nu e o chestiune din asta de la nivel național. Dacă la nivel național avem nevoie de oameni, nu știu, în Horeca, de exemplu, dar în județul X nu e nevoie de oamenii acolo, trebuie el și școlile de acolo se poate adapta la nevoia locală și pentru asta trebuie firmele și întreprinderile să fie active în acest proces. De când a început să apară acest învățământ profesional dual în România, au fost foarte multe probleme. O să-mi ziceți că este un leitmotiv, iarăși, de birocrație, de exemplu, dar el a fost debirocratizat de-a lungul timpului. De exemplu, inițial li se cerea maestrilor și cine erau în întreprindere să-și facă toți modulul psihopedagogic, să aibă tot felul de diplome și licențe, care era clar că oamenii aceia nu o să le aibă, nici măcar n-aveau intenția să facă lucrul acesta. Ei erau buni pe specialitatea lor, pe ce făceau ei în întreprindere. Lucrurile astea s-au mai aranjat de-a lungul timpului Și iarăși a fost o problemă foarte mare pe care noi am rezolvat-o chiar săptămâna trecută printr-un proiect de lege care a trecut de Camera Deputaților, anume faptul că investițiile firmelor în școlile profesionale pentru a le ajuta și pe ele, de exemplu, nu erau deductibile. De ce? Pentru că ANAF-ul spunea, păi nu sunt cheltuieli în directa activitate, nu ai nevoie de cheltuielile astea ca să faci, nu știu, papuci sau ce faci tu, prin urmare nu sunt deductibile. Ceea ce e evident o prostie, pentru că noi vreau să încurajăm acel gen de investiții, adică venea firma și investea în școlile noastre, în școlile țării noastre și noi le spuneam, dar vă penalizăm pentru lucrul acesta. Deci lucrurile trebuie să meargă și mai mult în direcția aceasta și aș spune că direcția în care merge filozofia programului USR Plus este tocmai asta, de a lăsa școlilor flexibilitatea să se dezvolte pe nevoile locale, să se dezvolte în comuniune cu întreprinderile din zonă, cu ONG-urile din zonă, cu toți cei care au parte de beneficiile sistemului educațional, inclusiv pe partea vocațională, și, sau chiar să-și deschidă poate o secție specială, adică nu trebuie o școală să fie numai de un anumit fel, poate să aibă și clase mai profesionale, vocaționale pentru învățământul acesta, adică să lăsăm flexibilitatea aceasta și dinamismul acesta la nivelul școlilor, lucrul acesta este esențial ca să putem să avem acel dinamism de care se vorbea și să ținem cont de toate specificitățile locale. Vă mulțumesc. Domnule Kelemen Hunor, vă rog. Sunt câteva lucruri care trebuie văzute extrem de corelate între ele. Mentalitatea. Trebuie să fim de acord că la nivelul societății, dacă nu reușim să schimbăm mentalitatea, atunci va fi greu să construim școli profesionale și tehnice foarte bune, fiindcă majoritatea părinților au intenția de a trimite copiii la facultate și dacă nu termină o facultate, vai de capul lor. Nu, dacă termină o școală profesională, ai o meserie bună și găsești loc de muncă, ai competențe reale, atunci e foarte, foarte ok. Dar aici e nevoie de a schimba și mentalitatea. După aceea, sigur, trebuie să vedem care sunt problemele din sistem. Nu există în acest moment studii destul de bine gândite în ce direcție vrem să dezvoltăm anumite sectoare economice, cu susținerea din partea statului, cu atragerea investitorilor și de aceea apar diferențe uriașe ce producem noi, între ghilimele, din aceste școli profesionale și ce are nevoie piața. Deci trebuie o corelare mult mai mare. La nivelul instituțiilor de învățământ, lipsa profesorilor de specialitate, fiindcă cei care sunt foarte buni meseriași, maestri, se duc în zona privată, fiindcă sunt plătiți mult mai bine, trebuie găsită o soluție prin învățământul dual, prin susținerea acestui învățământ, ca să avem profesori. Lipsa de manuale, fiindcă a trecut vremea, degeaba vrem să ne întoarcem la manualele din anii 80, nu mai sunt bune. Trebuie manuale la nivelul secolului 21. Dotarea laboratoarelor, atelierelor, cu aparatură de ultimă generație, fiindcă altfel ce va învăța acel copil. De aceea eu sunt convins că prin investiții masive, serioase, se poate ajunge la un moment dat, pe termen mediu, nu pe termen lung, să avem școli profesionale bine dotate. Nu există instituționalizat o colaborare sistemică cu mediul de afaceri. Cunosc și eu un liceu, o școală profesională la Cluj care merge foarte bine, are un contract bun cu Bosch, de exemplu, și știe exact pentru anii care urmează ce forță de muncă e necesar. Și atunci nu produce mai mult pentru piață decât e necesarul în zona Clujului. Din acest punct de vedere, este nevoie de a susține firmele, de a da facilități fiscale în continuare ca să avem posibilitatea de a întări sistemul dual. Altfel, sigur, cei care termină școala nu vor avea locuri de muncă, nu vor fi asigurate locurile de muncă și deducerile fiscale pentru firmele care acceptă să funcționeze în acest sistem este esențial. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Vasile Dâncu, vă rog. În 2016 am lansat împreună cu un ministru curajos de atunci și domnul Adrian Curaj, am lansat strategia pentru formare profesională în România, pornind de la o lege pe care guvernul Ponta o dăduse în 2015. Cu acea ocazie am și cunoscut experiențe din țară, am văzut experiențele mai vechi de dinainte de lege, pentru că paradoxul este că cele mai interesante experiențe de învățământ dual care funcționează foarte bine acum sunt cele înainte de a se da legea sau strategia pe care noi am făcut-o și sunt la presiunea investitorilor germani din România, la Kronstadt sau la Sibiu, de asemenea sunt câteva, sau la Cluj. Cunosc o experiență extraordinară la Bistrița cu un liceu care prelucrează, care pregătește în domeniul mecanicilor auto, de exemplu, mecanică și electrică auto, sau la Reghin, de exemplu, care pregătesc pentru o meserie de lutieri, care de asemenea este un lucru și interesant și aici vine și vocația și tehnicul, să zicem. Ce ar trebui făcut aici, cred? În primul rând, există avantajul că se pot obține certificări europene în aceste școli. Deci există o oportunitate fantastică, dar ar trebui, pornind de la schimbarea de mentalitate, să nu ne bazăm pe ea și să restricționăm în locurile și bursele care se dau și la liceele, să spunem, de științe sociale și la celelalte umaniste, pentru a-i conduce pe copii spre această cale. În momentul ăsta, în cifra de școlarizare de anul ăsta, avem doar 28.000 de locuri pentru acest tip de învățământ. Un lucru care este important, cred că este să facem următorul lucru, să dăm o mai mare inițiativă comunităților. Comunitatea știe cel mai bine, primăria unui oraș, prin strategia de dezvoltare a orașului sau a județului, ei știu cel mai bine de ce au nevoie în zona respectivă, în funcție de profilul economic, de profilul industrial care există în acel loc. Mai trebuie făcute câteva ajustări și la lege. De exemplu, în acest moment lipsesc foarte multe lucruri din lege. De exemplu, instrumente de descriere a ocupațiilor și calificărilor. Registrul Național al Calificărilor nu este updatat. Este rămas la nivelul de linoleiști sau altceva. De asemenea, nu avem standarde și metodologii pentru diverse rute profesionale care se pot aplica aici. Lipsa, de asemenea, a unor instrumente de anticipare a nevoilor. România nu este pregătită, de exemplu, pentru meserile viitorului. Avem, prin fonduri europene, câteva miliarde pentru a pregăti pentru meserile viitorului. Și România nu a făcut în ultimii ani o strategie pentru ce vom face în viitor, ce tip de calificări vom avea. De asemenea, nu avem documente de planificare strategică privind formarea profesională inițială, pentru că sunt două sisteme în formarea profesională. Este sistemul învățământului normal, care vine până la liceu, și după aceea celelalte forme de pe tot parcursul vieții de învățământ dual și învățământ profesional. Or, aceste lucruri lipsesc la noi ca și documente fundamentale, să spunem. Și ar trebui făcută o mai multă propagandă și comunicare pentru aceste lucruri. Pentru că, de exemplu, un sudor câștigă 3.000 de euro, pe când un profesor câștigă în unele situații 500 de euro. Vă mulțumesc, domnule Dâncu. Domnule Sorin Câmpeanu, vă rog. Da, cu permisiunea noastră, o mică completare pentru partea de echitate. Deci, alături de burse, se pot acorda și trebuie acordate. Anul acesta am acordat vouchere pentru after school, transport gratuit elevi. Deci sunt o serie de lucruri pe care statul le poate face. Inclusiv la învățământul profesional. Învățământul profesional care este extrem de important, mai ales în cea mai bună formă de organizare a lui, învățământul dual. Învățământul dual este unanim recunoscut, face parte, și mă bucur, din obiectivele tuturor partidelor. E bine să punem în aplicare și acest lucru, dar el poate fi organizat exclusiv în parteneria cu agentul economic. Școala profesională de la Kronstadt beneficiază de susținerea a nu mai puțin de 20 de firme germane de reputație internațională. 20! Deci învățământul dual poate fi organizat acolo unde agentul economic există și acolo unde agentul economic, dacă există, dorește să intre în parteneria cu școala. Acolo unde agentul economic nu există sau nu dorește să intre în parteneria cu școala, învățământul profesional, școlile profesionale trebuie să rămână o responsabilitate a statului. 2. În învățământul profesional trebuie să oferim rute deschise, complete, și nu trebuie să... S-a vorbit foarte mult de mentalitate. De mentalitate, s-a vorbit de această rută a eșecului, ceea ce trebuie evitat. Și aș vrea să spun că, într-un mod foarte direct, învățământul profesional va avea, dincolo de tot ceea ce se poate face, toate aspectele rezolvate în momentul în care el va fi o opțiune viabilă și pentru copiii tăi, nu numai pentru copiii altora. Învățământul profesional trebuie să-ți ofere competențe transversale și generale pentru a nu ajunge în situația, așa cum s-a precizat anterior, în care o anumită meserie, incorect anticipată, dispare. Dacă dispare, acel tânăr trebuie să facă ceva. Pentru a putea face altceva, trebuie să aibă competențe generale și transversale, în plus față de competențele specifice profesiei, domeniului în care s-a pregătit în școala profesională. Pentru asta trebuie să avem investiții în școli profesionale, trebuie să avem un sistem de susținere a elevilor din școlile profesionale. Avem anul acesta 100.000 de elevi în școlile profesionale, suntem pe un trend ascendent, ceea ce este un lucru îmbucurător. Sigur că da, profesiile trebuie să fie foarte bine armonizate cu cerința pieței muncii și trebuie să fie corect armonizate cu ceea ce anticipăm că vom avea ca meserii ale viitorului. Dar cel mai important este să le oferim rute complete, deschise și diversificate. Vă mulțumesc, domnilor, și vă propun să trecem la următoarea temă. Învățământul terțiar. Complexă, putem sta mult să dezbatem. Vreau să fac apel la ceva ce spunea domnul rector Preda, și anume, practic, spunea domnul profesor, învățământul superior românesc se egalizează în jos. Și ne-a explicat și de ce. Dintre motive, iau unul singur și vi-l supun dezbaterii punctuale. Cercetarea. Cercetarea e un domeniu pentru care, tot domnul profesor spunea, sintagma este, domnule profesor, dacă nu greșesc, cercetarea primește nimic, virgulă, ceva. 0,1-0,2% din PIB. Vi se pare un procent care poate duce România înainte? Și dacă nu, care ar trebui să fie un procent corect pe care România să și-l poată permite? Domnule Ponta, începem iarăși cu dumneavoastră. Mă bucur că începeți, pentru că eu sunt de părere și am încercat acest lucru. Să spun că cercetare în țările dezvoltate există ori lângă universități, ori lângă mari companii. Cercetarea comunistă moștenită de noi cu institute de unde nu iese nimic, sunt bani aruncați. Excepțiile, și anume proiectul ELI, pe care l-am pornit, laserul de la Măgurele, nu confirmă regula. Excepțiile tocmai că arată că atunci când ai un mare program european și când reușești să-l implementezi, e în regulă. Dar în rest, toate celelalte institute, ori le treci la universități, dar nu ca să muți oamenii dintr-o parte într-alta, ci ca să producă ceva, ori le treci la companiile de care au nevoie. E o realitate. Altfel, România, și dacă alocă 10% din PIB, nu ajunge la nivelul de investiții al țărilor dezvoltate și nu obține rezultate. Despre asta cred că este vorba și e o chestiune pe care trebuie să o tratăm foarte pragmatic. Deci, schimbarea structurii ar fi soluția. Asta am susținut și asta încet, încet am reușit împreună cu Sorin Câmpeanu în acea perioadă, cu Mihnea Costoiu, cred, cu cei care au fost. La un moment dat lucrurile au înghețat. Probabil că nimeni n-a vrut să supere niște oameni care stau de foarte mulți ani și cercetează ceva ce nu mai are legătură cu viața reală. Domnule Pașcan. Sigur, dacă ne raportăm la cercetare și la lucrările din România, nu putem decât să fim dezamăgiți, dar eu vă atenționez, sunt importante alocări la nivelul Uniunii Europene pentru cercetare și noi nu absorbim mare lucru din acești bani, din contră, suntem chiar codași în privința accesării resurselor respective. Sigur, Partidul Mișcarea Populară pe care îl reprezint pledează pentru ceea ce au susținut de-a lungul timpului toate formațiunile politice. Este ideal România să ajungă să-și financeze măcar cu 6% din PIB educația, în același timp o parte din acești 6% să reprezinte cercetare, să fie stimulată cercetarea la nivelul educației. În același timp, eu cred că un pic trebuie să fim mai elastici și în ce privește legislația și să fie corelativă legislația legată de educație cu cea privitoare la, de pildă, direcțiile de muncă și reincluziunile pe piața muncii în situația actuală. Și vă dau aici câteva exemple ca să fim foarte clari. De pildă, astăzi, ca să înființez o nouă unitate de învățământ, să înființez un nou profil, ai nevoie de cel puțin un an înainte ca să faci toate procedurile și să intri în procedura de autorizare, mai apoi de acreditare. Dar iată, de pildă, sunt aceste oportunități care uneori nu ai cum să le prevezi. Ați auzit de investiții ale unor mari companii cum sunt de pildă cele din zona auto, cum sunt cele din zona telefoniei, vin cu o oportunitate, creează un mare spațiu de producție și au nevoie de angajați specializați pe zona respectivă. Aici ar trebui statul și instituțiile și comunitățile locale să fie capabili să se miște foarte repede încât să creeze condițiile pentru a forma personal calificat pe zona respectivă. De aceea vă spun, dacă e greu să înființezi o unitate de învățământ nouă și să incluzi alte profile de specialitate doar de la un an la altul, prin direcțiile de muncă, prin corelarea intențiilor de dezvoltare și a proiectelor de dezvoltare ale comunităților locale cu cele din zona Ministerului Muncii, a direcțiilor de muncă, se pot crea aceste structuri care să specializeze rapid pe zona de învățământ terțiar. Pentru că învățământ terțiar nu înseamnă doar învățământul din zona universitară, înseamnă și cel din zona școlilor profesionale. Și aici am avut chiar un proiect de lege pe care l-am inițiat, l-am înregistrat, din păcate nu a fost aprobat, ca cei care ajung să absolve o instituție, un liceu, și nu au diplomă de bacalaureat, să poată în continuare să facă o specializare, o calificare profesională pe tocmai ideea de învățământ terțiar. Adică să nu-i blochezi, să-i lași cu o diplomă cu care n-au ce să facă. Până își vor susține examenele de bacalaureat, să aibă posibilitatea de a se califica profesional, să facă o specializare pe orice domeniu. Și asta ține mult de comunitățile locale și de felul care se dezvoltă și ce oportunități promovează în zona industrială sau a producției sau a comerțului, etc. Vă mulțumesc, domnule Claudiu Năsui. Și noi credem și am susținut în Parlament că aceste institute naționale de cercetare nu își au rostul, cel puțin nu în configurația aceasta. Avem o cercetare care nu produce mare lucru, cu foarte puține excepții, nu absorbe nici fonduri europene pe care ar putea să le ia, iarăși cu foarte puține excepții. În schimb, vedem foarte multe sinecuri în genul acesta de institute pe care noi, la nivel parlamentar, le-am contestat, am încercat să le tăiem finanțările, în unele cazuri am și reușit, unele faimoasele academii fictive, s-au deschis academii pentru a face tot felul de doctorate plagiate și cu foarte multe probleme. De asemenea, a fost un caz recent că, dar nu știu că se știe, dar aceste institute funcționează cumva, ele își zic că sunt pe venituri proprii sau că sunt independente de buget. De fapt, evident că și ele sunt finanțate tot din bugetul general consolidat, tot din taxe și impozite. Cel mai mare salariu al unui bugetar din România era peste salariul lui Donald Trump, președintele Americii, că da, toți au fost alegeri în Statele Unite, era în România la un astfel de institut de cercetare. Și s-a scris despre lucrul acesta, sunt niște cercetători chiar care au popularizat tema aceasta. Vorbim despre, nu știu, Institutul de Studii ale Levantului, care a fost făcut special pentru cineva, ca să poată să fie salarizat și să se dezvolte acolo. Dar institutele acestea nu urmăresc scopul cercetării. Și atunci la noi avem o problemă de finanțare, peste tot, și cu sănătatea și în orice domeniu, pentru că pur și simplu suntem o țară mai săracă. Dar dacă ne comparăm cu vestul, vom fi întotdeauna mai jos la finanțare. Dar avem și o problemă de sistem. Și ca să rezolvăm problema aceasta de sistem, ar trebui ca aceste institute, într-adevăr, să funcționeze în conjuncție cu mari companii, exact pe modelul german. În Germania, de exemplu, profesorii universitari sunt foarte bine plătiți, dar pot să-și completeze veniturile și să fie și mult, mult mai bine plătiți în momentul în care fac proiecte împreună cu mari companii sau întreprinderi de cercetare și atunci chiar câștigă și ei, câștigă și universitățile din care fac parte și câștigă și societatea pentru că se dezvoltă ceva. Asta ar trebui făcut și în România. Vă mulțumesc, domnule Năsui. Domnule Kelemen Hunor, vă rog. La nivelul învățământului terțiar există o subfinanțare cronică, este clar. Trebuie schimbat sistemul de finanțare și trebuie schimbat în mod diferențial. De exemplu, dacă sunt din cele 53-54 de universități de stat, 11 care sunt cotate la nivel internațional, cât de cât, acolo trebuie să existe o finanțare diferențiată, fiindcă altfel, indiferent dacă umblăm sau nu umblăm la structură, cu un învățământ subfinanțat nu poți să ai rezultate comparabile cu sistemele de învățământ din Occident, unde există o finanțare substanțială de la stat și din zona privată. De aceea eu cred că vrând nevrând ne vom întoarce de fiecare dată la buget, ne vom întoarce la banii alocați pentru învățământ, cum sunt folosiți acești bani, dacă există o diferențiere în finanțare, dacă există flexibilitatea necesară și în învățământul terțiar și mai mult. Cercetarea trebuie susținută în continuare și eu nu sunt de acord cu o abordare extrem de generalistă, fiindcă există zone unde cercetarea nu va produce profit, nu va produce efecte imediate, dar dacă renunți la cercetare, vei pierde decenii întregi. Și sunt anumite domenii unde, într-adevăr, cercetarea trebuie să fie susținută în așa fel încât să există și rezultate imediate în zona economică, în zona de business și să fie susținută o anumită industrie despre care știm că are nevoie de susținere și din partea învățământului terțiar. Deci eu aici aș diferenția enorm de mult tot ce înseamnă cercetare și finanțare. Mai există o problemă cu care se confruntă învățământul preuniversitar, dar problema vine din schimbările care au fost făcute la nivelul formării cadrelor didactice. Ar trebui să ne gândim dacă putem să reintroducem dubla specializare, fiindcă cei care au obținut diploma după 2004 și au o singură specializare, la un moment dat găsesc mult mai greu un loc de muncă în sistemul de învățământ. Deci reintroducerea dublei specializări pentru formarea cadrelor didactice ar fi, cred eu, o urgență. Am vorbit cu cei din zona de matematică, fizică. Ei spun că peste 2, 3, 4, 5 ani vor fi din ce în ce mai puțini profesori de fizică în licee. Și trebuie să ne gândim cum putem rezolva destul de rapid această problemă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Vasile Dâncu. O să răspund pe jumătate la întrebarea particulară pe care ne-a spus-o și pe jumătate în ceea ce vreau eu înainte să spun legat și de învățământul terțiar non-universitar. În principiu, când este vorba de cercetare și de învățământul universitar, cred că autonomia universitară este modul cel mai bun prin care se poate face reformă. Apoi, al doilea lucru, cred că este foarte important ca să diferențiem universitățile, să le clasificăm, o chestiune începută, dar care a fost lăsată la mijloc din rațiuni politice și demagogice. Deci trebuie ca finanțarea universităților care fac învățământ de elită să fie una superioară și, de asemenea, și celor care fac cercetare. În general, universitățile de elită pot să facă și cercetare. Celelalte mai mult pierd banii. Faptul că există un învățământ dual, în un învățământ terțiar non-universitar, ne poate ajuta ca o parte din acele universități care sunt de stat în acest moment și depășesc 50, să le transformăm până la urmă într-un fel de colegii care să lucreze la această formare continuă sau la alte forme de educație. Deci cred că acestea sunt lucruri fundamentale. Când este vorba de cercetare, cercetarea, în primul rând, trebuie să eliminăm aberațiile chiar din concursurile care se fac acum pentru granturi din cercetare. Mă aduc aminte că la un moment dat, pe cel mai important proiect, cei mai mulți bani pentru un proiect finanțat de CNFIS la noi, era la o universitate din Arad care a câștigat cu un proiect despre metafizica lui Lucian Blaga. Sigur că este foarte importantă metafizica lui Lucian Blaga, dar cred că cea mai mare sumă pentru asta, din toate proiectele naționale, nu cred că se justifica. În al doilea rând, cred că trebuie să nu uităm că cercetarea fundamentală este importantă pentru spiritul unei națiuni, pentru cultura unei națiuni. Dar asta trebuie făcută de cei care pot să facă. Și cred că pentru toate aceste lucruri, de la ierarhizarea universităților, de la jurii legate de proiectele de cercetare și de banii pentru cercetare, este nevoie de jurii internaționale. Asta se poate face foarte simplu și cred că noi nu ne putem evalua pe noi înșine. Suntem prea subiectivi și avem nevoie de comisii internaționale care să ne spună în raport cu ceea ce se întâmplă astăzi în lume. Și încă două, trei cuvinte legate de cercetare. Cercetarea fără competiție nu există. Competiția trebuie să fie și între cercetători, și între institute de cercetare, și între universități, și chiar cu mediul privat. Eu cred că ar trebui ca instituțiile de cercetare private care s-au născut în România și în domeniul tehnic, am cunoscut în domeniul chimiei anorganice, de exemplu, cercetare pe izotop foarte interesantă. Nimeni nu comanda din România studii, însă Germania și Franța și Marea Britanie comandau studii pe baza de izotop pentru a descoperi falsurile, de exemplu, din vinuri sau din alte lucruri. Trebuie să fie deschise aceste fonduri de stat, deschise pentru competiție între privat și public. Cred că asta ar duce până la urmă la mai multă calitate în cercetare și în învățământ în general. Mulțumesc, domnule Câmpeanu, vă rog. începutul acestei dezbateri am stabilit împreună că dezvoltarea economică și socială ține de posibilitatea de a ridica nivelul tuturor în ceea ce privește educația. În România există 97 de universități, 88 de universități acreditate, plus 9 universități care sunt autorizate provizoriu. Sigur, 7 sunt deja în lichidare, dar per total sunt 97. Multe, puține, greu de spus, pentru că fiecare universitate trebuie să aibă o misiune anume. Trebuie să fie diversificate aceste misiuni. Ele trebuie să fie asumate, recunoscute și finanțate ca atare. Partidul Național Liberal propune în programul de guvernare două principii foarte clare. Finanțarea urmează performanța și urmează interesele strategice ale României. 2. Trebuie o linie dedicată pentru finanțarea cercetării din universități. Ponderea producției științifice realizată în universitățile românești este foarte mare în raport cu totalul absolut pe care îl avem la nivelul României. Și totuși finanțarea instituțională pentru universități, pentru cercetare-dezvoltare este zero absolut. Vis-a-vis de țintele pe care alte țări și le-au asumat, 40% este ținta asumată în Uniunea Europeană pentru absolvenți din grupa de vârstă 30-34 de ani, absolvenți de învățământ superior, de învățământ terțiar. Sunt luate în calcul în unele state, nu numai nivelele 6, 7, 8, licență, master, doctorat, ci și nivelul 5, într-adevăr, post-liceal. Dar Irlanda are ținta de 60%, Franța de 50%, mult peste media europeană. România și-a corectat ținta de la 40%, a coborât-o la 26,7%. Vreau să vă spun că suntem ultimii. Bulgaria este la 36%. Noi am avut o evoluție oscilantă, am fost în 2017 la 26,3%, foarte aproape de 26,7%, pentru că anul următor să coborâm la 24,5%. Am urcat din nou la 25% și să vedem dacă vom atinge 26,7%. Oricum suntem ultimii, subliniez, din Europa cu privire la numărul absolvenților de învățământ superior din grupa de vârstă 30-34 de ani. Or, asta cu siguranță va afecta nivelul de dezvoltare economică și socială a României. Nu este suficient această analiză, nu este suficientă această analiză cantitativă. Cu siguranță, în spatele acestor diplome universitare trebuie să stea competențe. Dar pentru asta ne întoarcem, trebuie să avem misiunea asumată, unele sunt de cercetare avansată, altele sunt de educație și cercetare, altele doar de educație. Trebuie să asumăm aceste misiuni la nivelul fiecărei universități, să le recunoaștem și, așa cum am spus, să le finanțăm ca atare. Vă mulțumesc, domnule Câmpeanu. Ne apropiem, domnilor, de ultimele două părți ale dezbaterii de astăzi. Și aș vrea să vorbim puțin despre viziunea electorală pe care o aveți dumneavoastră și formațiunile pe care le reprezentați. Dar să o facem altfel. De data asta asumându-ne cu semnătură. Asumându-vă cu semnătură. De foarte multe ori, viziunea electorală rămâne doar o maculatură scrisă și în unele multe cazuri nepusă în practică. Noi v-am provocat la un exercițiu. Ați primit din partea organizatorilor ceea ce se numește... Ba da, domnule Năsui, a primit colegul dumneavoastră, domnul Barna. O să vă pun și la dumneavoastră la dispoziție, probabil că uitați să vă transmită. Vă pun la dispoziție și o puteți completa și rămâne la noi. Explic încă o dată și pentru cei de acasă. O pot vedea acum la televizor. Este o declarație pentru echitate, calitate și performanță în educație, în care v-am provocat să scrieți 5 măsuri pe care partidul pe care îl reprezentați se angajează să le adopte, desigur, dacă va avea posibilitatea. Și la final să puneți data și să și semnați de data asta. O să primiți și dumneavoastră, domnule Năsui, nu e niciun fel de problemă. Rugămintea este următoarea. Ați completat aceste declarații sau v-ați gândit, vă veți gândi în cazul dumneavoastră cu siguranță la ce anume ar trebui să prioritizați? Este vorba despre 5 măsuri. Aveți la dispoziție fiecare dintre dumneavoastră 2 minute să le enumerați și să le explicați, să ne spuneți de ce vă angajați cu semnătura, în primul rând, răspunderea pe asta. Începem iarăși, domnule Ponta, cu dumneavoastră. Da, cele 5 angajamente legate de echitate, calitate și performanță în educație le-au scris colegii mei Eu le-am văzut cu ochii unui fost prim-ministru care zice, bun, am mai semnat împreună, cred că, multe pacte și promisiuni, mai ales pe educație. Toate au fost frumoase, niciuna nu s-a aplicat. Și România Educată e un lucru pe care eu îl consider foarte frumos. Are o singură hibă. Nu s-a aplicat niciodată și nimic în ultimii 5 ani. Și probabil că nu se va aplica nici în continuare. Așa încât particip la demersul dumneavoastră, dar nu cred în el. Prea multe lucruri scrise despre educație, prea puține lucruri făcute în realitate. Dar de data asta vă puneți dumneavoastră personal numele pe acest angajament. De fiecare dată cât am fost lider de partid sau ca prim-ministru mi-am asumat acest lucru. Deci, pe baza a ceea ce colegii mei au propus legat de îmbunătățirea accesului la educație timpurie, reducerea abandonului școlar, digitalizarea, dezvoltarea formării profesionale în parteneriat cu angajatorii și programul de formare inițială și continuă a personalului didactic pentru educație inclusivă, îmi asum aceste lucruri. Nici n-ai de ce să fii contra. Dar o să-i cert pe colegii mei că trebuia să punem aici o condiție sine qua non pentru tot ceea ce e mai jos. Și anume, obligația ca noi, cei de la Pro România, să votăm în orice variantă și să solicităm în orice variantă ca școlile și sistemul de educație să rămână deschis. Nu educație online, pentru că nu cred în eficiența acestui lucru. În rest, documentul este aici, îl semnez în fața dumneavoastră. Haideți să și aplicăm din ceea ce semnăm, că altfel în educație avem o lungă istorie de documente semnate și neaplicate. Mă bucur că domnul Dâncu a aplicat în 2016 ceea ce am adoptat noi în 2015 legat de învățământul profesional. E un caz fericit. Din păcate e o excepție și nu e o regulă de documente semnate și neaplicate în materia educației. Vă mulțumesc, domnule Pașcan. Practic, vă voi prezenta câteva valori în care Partidul Mișcarea Populară, pe care îl reprezint, crede, pentru care am încercat să transpunem în legislație și până acum, doar că se știe, ca să poți să ai succes în a aplica și a pune în a materializa aceste proiecte ale noastre, avem nevoie și de o prezență și o participare la guvernare, în care sperăm să se realizeze după alegerile din 6 decembrie. În primul rând, dezvoltăm un program național de modernizare și construire pentru creșe și grădinițe, conform noilor cerințe de distanțare fizică la standarde europene, inclusiv cu surse de energie verde. Dotăm cu aparatură digitală unitățile școlare, laboratoare, biblioteci, săli de clasă și, foarte important, nu ajunge doar să le digitalizăm, ci să și contribuim să stimulăm producția nu doar de manuale copiate în PDF și mai apoi pe care să le vedem pe tablete, ci de programe interactive de educație. Internet gratuit în fiecare școală și transport gratuit pentru elevi, reducerea abandonului școlar trebuie să devină o prioritate. Program național de relansare a școlilor de meserii la standarde europene și care să permită pregătirea tinerilor pentru cerințele actuale ale pieței. Adaptarea curriculei școlare la realitățile economice, culturale și sociale. Depolitizarea sistemului de educație. Reintroducem incompatibilitățile între funcțiile politice și cele de conducere din universități. Și, firește, creșterea alocărilor din PIB pentru cercetare, despre care am vorbit. Acestea sunt nu 5, ci 7 proiecții, viziuni ale valorilor noastre politice pe care vom încerca să le transpunem în legislație, să le materializăm și prin programul de guvernare, să contribuim la el în perioada următoare, în noul legislativ și cu noul guvern, bineînțeles, de după 6 decembrie. Bun. Domnule Năsui, nu ați avut această declarație în față, sper că nu este o problemă, aveți suficient timp dacă preferați și o altă variantă, adică să vă gândiți, dar cred că prioritățile le cunoașteți și nu aveți o problemă în a semna pentru ceea ce credeți. Vă rog. În primul rând, noi am și prezentat angajamentele publice, adică ele n-ar trebui să fie o surpriză ceea ce o să spun acum pentru cei care au urmărit cel puțin luările noastre de poziții pe subiectul educației. În primul rând că noi considerăm că problema educației este una sistemică și problema sistemică este una distinctă de finanțare. Adică orice sistem în lumea aceasta, și unul bun și unul prost, dacă îl finanțezi mai mult, va face mai bine. Dar ideea când faci o reformă este să o faci asupra sistemului astfel încât să maximizezi valoarea de educație, impactul în educație al leului cheltuit. Dacă cheltui puțin, o să fie puțin mai bine, dacă cheltui mai mult, o să fie și mai mult mai bine. Deci aș disocia cele două discuții și noi facem lucrul acesta. În educație propunem câteva lucruri foarte clare, propunem mutarea centrului puterii din jurul ministrului prin inspectorate pe care vrem să le desfințăm în jurul Consiliului de Administrație al școlilor, o implicare mai mare a profesorilor, a părinților și o putere mult mai mare de decizie asupra vieții școlare, ceea ce înseamnă și curriculă, dar și opțiuni și lucruri de genul acesta, dar și investiții și gospodărirea școlii, depolitizarea care se întâmplă odată cu acest transfer, pentru că puterea nu mai este în jurul ministrului, nu se transferă de la ministru la primar, atenție, care e tot o funcție politică până la urmă, se duce efectiv la nivelul școlii, primăria, ministru, statul poate să ajute cu bani, chiar trebuie să ajute cu bani. Promitem o finanțare depolitizată, fixă, pe relev, cu câteva trepte care sunt obiective și un program care este foarte important, pe care l-a început Cristian Ghinea în 2016, Școala pentru Toți, care este un program care iarăși merge pe aceeași filozofie de adaptabilitate și de adresarea nevoilor locale, de atragere de fonduri europene. Este un program care există deja, pur și simplu vrem să-l dezvoltăm, l-am început în 2016, în care fiecare școală să-și poată lua ce are ea nevoie. Dacă au nevoie de tablete, cumpără tablete. Dacă trebuie, nu știu, centrală termică și au o centrală termică, etc., etc., în funcție de nevoile școlii să poată accesa lucrul acesta, dar în același timp trebuie și sistemul să fie de așa natură încât școala să aibă interesul să facă această absorbție, care acum nu se întâmplă. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Kelemen Hunor, vă rog. Am pus pe hârtie mai pe scurt tot ceea ce am susținut astăzi în această dezbatere și vă prezint așa cu o singură completare, punctul 6, pentru că am considerat că e nevoie de acest punct din partea mea. Măsurile care vom susține și vom adopta, vom promova, sunt asigurarea finanțării per capita pentru toate tipurile de educație timpurie și prin acesta creșterea ratei de participare la educația și îngrijirea timpurie. 2. Generalizarea programului masă-cadă la școală. Am vorbit, am explicat, am argumentat de ce e nevoie de această inițiativă și de acest program. Implementarea și finanțarea programelor de tip after school din bugetul de stat ca și element al dezvoltării excelențelor și al învățământului remedial. Realizarea unei finanțări speciale pentru internatele școlare împreună cu implementarea unui program de achiziție pentru autobuze școlare. Iarăși am explicat și am argumentat pe larg de ce susținem această măsură. Democratizarea proiectelor de cercetare și realizarea accesului la proiectele strategice și pentru universitățile din provincie, să înțelegeți în sensul bun, provincie, că există universități care au performanțe și în afara capitalei. Și 6. Susținerea învățământului în limba maternă, dezvoltarea acestui învățământ prin creșterea calității învățământului la toate nivelurile. Și semnez ca și colegii mei pentru aceste măsuri asumate. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Vasile Dâncu. Sigur că am gândit de la început, am negociat cu colegii mei o listă, o să încerc să o justific un pic, o listă de 5 măsuri care sunt mai degrabă măsuri legate de finanțare și infrastructură, pentru că fără aceasta nu se poate. Dar aș spune mai întâi că nu se poate face nimic și sunt sceptic că vom putea să facem ceva dacă nu vom transforma, așa cum spunea un prieten de-al meu, un fost ministru al educației, Mircea Miclea, educația într-un crez. Degeaba îl facem o listă de cumpărături, un shopping list sau o listă de proceduri. Eu cred că ar trebui să spunem mai degrabă ce să nu facem. Era interesant să semnăm și o declarație ce să nu facem. De exemplu, să nu punem un ministru care nu se pricepe și să nu-l schimbăm foarte des. Asta este pentru că au fost schimbați aproape 30 de miniștri ai educației până acum. Și apoi, de asemenea, să nu schimbăm legea. De 65 de ori a fost schimbată legea învățământului până acum și este prea mult în 30 de ani pentru continuitate. Pe de altă parte, observ și aici, nu avem ministrul educației aici. Ne pare rău pentru domnul profesor, prietenul nostru, care reprezintă ca înlocuitor și pe vicepreședintele partidului și pe ministru. Dar atâta timp cât această dezbatere este ar fi trebuit să fie ori vicepreședintele care s-a anunțat, ori ministrul educației. Dar am propus așa și semnez pentru asta. Alocarea 6% din PIB pentru educație trebuie să fie principala noastră luptă politică, pentru că acolo suntem noi competenți, la această decizie. 2. Creșterea graduală a standardului, costului standard pe elev până la 1500 de RON. Ar fi o creștere de 400% în 4 ani, dar este nevoie de asta. sprijinirea învățământului dual, inclusiv prin acordarea de facilități fiscale companiilor participante. E nevoie de mai multe facilități pentru această sarcină complicată pe care o au aceste companii. Au costuri foarte multe, trebuie să pregătească profesori și trebuie să-i sprijinim. Apoi, participarea cadrelor didactice a elevilor și părinților la guvernanța unităților de învățământ. Aici este o chestiune între comunitate, familie și este important ca părinții să poată decide. Și, în fine, conectarea tuturor școlilor din România la internet. Astăzi suntem într-o situație deplorabilă în acest sens. Vă mulțumesc, domnule Dâncu. Domnule Câmpeanu, vă rog. O să spun ce am spus întotdeauna, o să spun ce am spus în această dezbatere, în mod firesc. În orice domeniu este nevoie să știi, este nevoie să vrei, este nevoie să poți. În educație, pentru că rezultatele pot fi vizibile exclusiv pe termen mediu și lung, mai trebuie să ai și timp. Antevorbitorii mei s-au raportat la schimbarea excesiv de dinamică a Ministrului Educației. Sigur că da, trebuie să ai competență, trebuie să ai coerență și consecvență. Ne-au lipsit unele din aceste lucruri. Trebuie să ai viziune. Proiectul România Educată, eu cred în el, este singurul proiect de viziune în educație. Are ca obiectiv 2030. Eu sunt optimist cu privire la implementarea acestui proiect, care a beneficiat de cea mai largă consultare publică organizată vreodată la nivel național. Deci, pe care de consecință, promovarea unei viziuni coerente este prima măsură în educație, transpartinic și competitiv la nivel internațional, subliniez transpartinic și a spune și transsectorial, pentru că nu sunt suficiente măsuri luate de Ministerul Educației fără Ministerul Muncii, fără administrația locală, fără Ministerul de Finanțe, fără Ministerul Fondurilor Europene și fără Ministerul Sănătății. Măsuri cu adevărat eficiente trebuie să fie integrate în mai multe domenii și trebuie să fie susținute politic de mai multe partide. 2. Susținerea echității și calității în educație prin măsuri integrate la nivelul educației timpurii, primar, gimnazial, universitar. Am spus că echitate fără calitate nu se poate. 3. Susținerea dezvoltării unei infrastructuri adecvate în educație, în paralel cu profesionalizarea managementului conducerii unităților și instituțiilor de învățământ superior și, de asemenea, cu formarea cadrelor didactice, astfel încât să se ajungă la un veritabil parteneriat, aș îndrăzni să spun mai mult decât atât, la o reconciliere a relației profesor-elev. Avem nevoie de acest lucru. Avem nevoie de acest lucru pentru a avea, într-adevăr, cu adevărat, subliniez în mod intenționat, un învățământ centrat pe elev și student. 4. Am spus deja, dezvoltarea rutelor de educație profesională în regim dual, care să fie complete, deschise și diversificate, adaptate la cerințele unei societăți într-o continuă schimbare. Și 5. Dezvoltarea învățământului superior prin promovarea principiului finanțarea urmează performanța și interesele strategice ale României, prin internaționalizare, prin susținerea calității în educație și cercetare, prin susținerea angajabilității, foarte important, a echității și etici în domeniul învățământului superior, iarăși foarte important, și prin promovarea, așa cum am spus, unei finanțări instituționale a cercetării din universitățile românești. Sunt cele 5 măsuri pe care le susțin, le-am susținut, le susțin în continuare, le semnez și le asum. Vă mulțumesc, domnilor! Luăm declarațiile astea, le păstrăm și găsim un timp în care, după care vă propun să ne întâlnim și să vedem cât a reușit fiecare dintre dumneavoastră să și pună în practică din liniile, elementele, măsurile pentru care și-a pus și semnătura pe hârtie. Facem exercițiul ăsta anul viitor, dumneavoastră sau colegi de dumneavoastră, reprezentanții partidelor. Ultima parte a dezbaterii noastre, unde vă propunem următorul exercițiu. Fiecare dintre dumneavoastră își alege un partener de la această dezbatere pe care noi o găzduim astăzi și îi adresează o întrebare sau o provocare. Domnule Ponta, sunteți primul. Vă alegeți un coleg, partener, politician, care... Nu mi-aleg un adversar, mi-aleg un fost coleg. Și vreau să-l întreb pe domnul Câmpeanu, care am lucrat foarte bine în 2015, unde ne-am blocat după 2016 în toate proiectele pe care le-am avut, care au fost de succes și care, unde ne-am blocat, ca să nu ne blocăm în viitor. Sunt 3 minute pentru răspuns, trebuie să vă atrag atenția. Mulțumesc. Da, mulțumesc pentru întrebare, este o adevărată provocare. Am spus că finanțarea în învățământul superior, spre exemplu, trebuie să urmeze performanța. În 2015 am promovat pentru prima dată un ordin de ministru prin care am acordat o finanțare suplimentară bazată pe criterii de performanță. Asta s-a continuat și e nevoie să continuăm. Alte proiecte, spre exemplu, cum ar fi creșterea finanțării cercetării, n-au mai continuat. Acolo ne-am blocat. Am plecat de la un buget, ținta fiind cunoscută încă de atunci, de 1% finanțare publică a cercetării plus 1% finanțare privată a cercetării, eram la 0,33% din produsul intern brut și prin 4 creșteri succesive de 30% urma să ajungem în 2020 la 1%. De la 0,33, în loc de cele 4 creșteri succesive, am avut o coborâre de până la 0,16%. În loc de creștere, am avut scădere. Asta este o explicație simplă a blocajului. Pentru că finanțarea cercetării ar fi trebuit să producă plus valoare care să fie aplicată transferul tehnologic în economie, care la rândul ei, economia, să producă resurse pentru a refinanța educația și cercetarea. Trebuie să ai o viziune de ansamblu. Asta a lipsit. A lipsit de asemenea și coerența. Pentru că am avut, v-am spus, rată 24,3, ne-am apropiat la 26, absolvenți de învățământ superior din grupa de vârstă 30-34 de ani, iarăși am coborât. Deci aceste suișuri, coborâșuri, se cheamă, pe scurt, lipsă de consecvență. Am avut uneori și lipsă de competență, am avut de cele mai multe ori lipsă de coerență și am avut și lipsă de colaborare între partidele politice care s-au succedat la putere sau în opoziție. Cred că ăsta ar fi un răspuns cât mai sintetic posibil. Vă mulțumesc, domnule Ponta, domnule Câmpeanu. Este rândul dumneavoastră, domnule Pașcan. Eu am să-i adresez o întrebare și o provocare în același timp domnului profesor Dâncu. Suntem amândoi cadre didactice universitare, îl respect foarte mult, am conlucrat întotdeauna foarte bine și eu cred că educația este ceea ce ar trebui să ne unească transpartinic. Adică toți avem interesul să privim către viitor cu încredere și în același timp această educație ne va creuna tuturor viitorul și al României în ansamblul său. Domnule profesor, eu am avut o conlucrare bună și cu doamna Ecaterina Andronescu când era ministru al educației. I-am făcut o serie de propuneri, implicit am interpelat-o atunci când domnia sa a anunțat că are în pregătire un nou proiect de lege a educației care presupunea, în ceea ce a declarat public, o schimbare de ansamblu, de fond a legii educației, pornind tocmai de la ce am discutat, ce am constatat și noi astă seară împreună. Noi cu toții știm care sunt problemele, viciile, nefuncționalitățile, disfuncționalitățile din sistemul de educație. Cumva trebuie să trecem peste această situație constatativă și să venim cu soluții. I-am spus doamnei ministru, urma să anunțe la începutul anului 2019 noul proiect al legii educației, să-l supună dezbaterii. Și am întrebat-o dacă este dispusă să stea la aceeași masă, implicit să-l invite pe președintele României cu proiectul său, de asemenea federațiile sindicale, asociațiile părinților, ale profesorilor, elevilor, etc., ca să creionăm împreună un proiect de data aceasta foarte bun și să nu fim nevoiți ca în fiecare sesiune parlamentară să-l modificăm pe actualul de atâtea ori. Credeți că este posibil să se fundamenteze un astfel de proiect transpartinic, în interesul tuturor, pe de o parte, și pe de altă parte, poate reușiți să explicați de ce nu s-a reușit acest lucru în mandatul doamnei Ecaterina Andronescu. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru lunga întrebare, domnule Pașcan. O să insist să rămânem totuși la întrebări. Vă mulțumesc foarte mult. Vă rog, domnule Dâncu. O să încerc să compensez eu, prin răspuns să fie mai scurt, atunci să compensăm minutele, dar am fost întotdeauna adeptul să lucrăm în toată clasa politică la un sistem, la schimbarea unui sistem care să rămână pe termen lung. Am spus înainte, 65 de ore s-a schimbat legea educației. Am participat la primul pact pentru educație, cel care s-a semnat la 5 mai 2008, în care am avut, partidul nu vrea să participe, președintele partidului mi-a interzis să mă duc, până la urmă l-am convins și am mers și am negociat cu Mircea Miclea atunci și mai ales chestiunile de echitate din acel proiect. Președintele Băsescu de atunci a acceptat toate modificările propuse de noi. Un singur lucru nu l-am reușit, să facem lansarea Pactului pentru Educație undeva în munți, în munții Vrancei sau în munții Apuseni, undeva la o școală fără curent, fără curent electric și fără drum asfaltat, fără internet, pentru ca acolo ăla să fie, de fapt, simbolic un loc de unde pornim modernizarea educației. În foarte multe situații și proiecte de acest gen, eu am participat și la dezbateri pe proiectul pe care l-a făcut doamna Andronescu. Doamna Andronescu și acum ne-a prezentat un draft legat de această temă și la strategia noastră are o contribuție. Dar acest lucru nu s-a putut realiza, în primul rând, pentru că partidele sunt conduse și guvernele sunt conduse nu numai de primul ministru, ci sunt conduse și de președintele partidului când nu este prim-ministru și de ministrul de finanțe. Noi, dacă vom lăsa ministrului de finanțe întotdeauna această sarcină de a stabili cât este necesar să dea pentru învățământ, dând numai în funcție de ce a fost în trecut, aducând un plus sau dând un minus, sau uitându-se la modul în care ai reușit să faci absorbție bugetară în perioade scurte, de exemplu, în primele 3 luni, dacă nu ți-ai cheltuit banii care aveai pentru toamnă, atunci ții ia și trimite în altă parte, nu o să reușim asta. Eu am credința asta, este ultima mea iluzie politică, să spunem, că națiunea noastră se poate salva printr-un proiect legat de educație pe care să-l respectăm cu toții. De aceea, eu sunt optimist, pentru ultima dată, probabil sunt optimist acum, că am putea, în viitorul exercițiu politic, să participăm la asta. Dar nu o să putem participa cu toții dacă, cum este în acest moment, puterea din acest moment ignoră această dezbatere. De exemplu, ne cerem scuze, domnule profesor, dar cei care sunt în acest moment la minister ar trebui să aibă respect pentru România Educată a președintelui lor, pentru că este guvernul domniei sale, și ar fi trebuit să participe la această dezbatere. Nu avem ce să vă criticăm pe dumneavoastră, dar ar trebui ca să înțelegem cu toții că atunci când ajungem la putere este pentru o perioadă foarte scurtă și va urma, alții și alții. Ori la noi rotativa guvernamentală a ucis toate proiectele, din nefericire. Cum zicea și Victor, sunt și situații în care am reușit să preluăm unii de la alții, dar au fost rare și nesemnificative până la urmă în largul proces. Mulțumesc! Vreau doar să insist și să subliniez că sunt absolut sigur că cei care se uită la noi văd în prezența domnului profesor Câmpeanu o foarte bună reprezentare a partidului pe care îl reprezintă, indiferent care e acela, pentru că vorbim despre domnul profesor Sorin Câmpeanu. Mergem mai departe. Domnule Năsui, vă rog. Mulțumesc frumos. Cred că tema educației este un leitmotiv în fiecare campanie electorală, cel puțin de când mă știu s-a spus chestia asta. Sunt foarte multe deziderate, să fie bine, să nu fie rău, care se spun legat de ea. Mai rar însă auzim de schimbări sistemice, de reforme reale. Adică s-a modificat de foarte multe ori legea educației și se vorbește foarte mult de reformă, dar sunt reforme în care de fapt nu se schimbă nimic la sistem. Se mai mut o clasă dintr-o parte într-alta, o materie, astea sunt doar cosmetizări, nu schimbă deloc natura sistemului. Și nu vreau să se creadă că punctez politic la o dezbatere care este de idei. Nu, doar vă aduc aminte că era provocarea era să lansați o întrebare unuia dintre colegii din urmă. Dar o fac către, din păcate o fac către domnul Câmpeanu, pentru că este PNL-ul la guvernare. Nu aș fi putut să o fac și către domnul profesor Dâncu, dar totuși sunt câteva partide care au stat, 2 partide care au stat 90% din timp la guvernare în ultimii 30 de ani. Istoria României nu începe acum. Întrebarea este dacă considerați că reforma sistemică, profundă, adevărată, este importantă în momentul acesta. Adică să schimbăm sistemul, nu doar, nu știu, mai finanțăm puțin acolo, mai mutăm o clasă dintr-o parte într-alta, schimbăm un manual, ceva mai profund de atât. Pentru că de 30 de ani avem un sistem, au fost și unii și alții la putere, nu e o remarcă politică, rezultatele lui le-am văzut la începutul acestei dezbateri. Elevii dădeau chiar și nota 0 sistemului. Rezultatele, astea să zicem că sunt anecdotice, da. Și analfabetism funcțional și alte rezultate foarte slabe ale sistemului le vedem. Dacă considerați că este important să facem genul acesta de schimbare mai profund. Păi, prin toate răspunsurile pe care le-am dat până acum, asta am vrut să spun. Că trebuie profitat de criza pe care o traversăm, trebuie transformat într-o oportunitate. Trebuie profitat de momentul resetării configurației politice pentru o reformă, o să îl parafrazez pe domnul profesor Dâncu, încă mai sunt optimist. Sunt optimist, nu știu cât timp. Dacă nici acum nu vom face această reformă profundă, eu personal cred că o să renunț la optimism. Mă exprim în nume personal, dar nu mă derobesc de calitatea de vicepreședinte național al Partidului Național Liberal. Aș vrea să vă spun că legea educației a fost modificată de exact 114 ori. 114 modificări la legea educației. Sigur că au fost și lucruri necesare, impuse de evoluția societății, au fost și lucruri mai puțin necesare, benefice sau mai puțin benefice. Cert este că nu mai este asigurată acea coerență. Deci da, este nevoie de o reformă, este nevoie de o nouă lege a educației. Nu știu dacă o lege separată pe învățământ superior și una separată pe învățământ preuniversitar, dar știu sigur că avem cea mai largă consultare publică lansată exact pe această temă. Iar lucrurile acestea vor trebui să înceapă încă de anul viitor, dacă vrem să găsim soluții la provocările actuale, în paralel cu soluții la ceea ce vrem să fie viitorul României. Pentru că, închei, fără educație nu o să avem nici sănătate, nu o să avem nici prosperitate, nu o să avem nici securitate, nu o să avem de niciunele. Educația stă la baza tuturor lucrurilor, iar rezultatele nu se pot vedea pe termen scurt, niciodată, niciunde. E nevoie de o reformă. Vă mulțumesc, doamna profesor, și pentru... asta e nevoie de un pact între toate partidele și mă bucur foarte mult că i-a fost adresată domnului profesor Dâncu această întrebare, pentru că dacă nu aș fi adresat-o eu, dar mă bucur și vă mulțumesc pentru răspunsul dat cu privire la disponibilitatea unui, chiar dacă sună rău, unui pact transpartinic pentru educație. Mulțumesc, domnule profesor, domnule Năsui, pentru întrebare. Mergem către dumneavoastră, domnule Kelemen Hunor, aceeași provocare. Vrând nevrând, mă întorc și eu către reprezentantul partidului de guvernament, fiindcă întrebările mele sunt extrem de concrete. Până când vom avea o nouă lege a educației, dacă vom avea, care oricum e un proces de durată, mâine, poimâine vom avea un proiect de buget și trebuie să finanțăm sistemul de învățământ actual pe legea actuală, pe reglementările actuale. Dacă dumneavoastră personal, domnul Câmpeanu, în Parlament veți susține prin votul, cu votul noastră, alocarea de 6% pentru învățământ în 2021 din bugetul de stat. Asta este întrebarea mea, la care se poate răspunde cu da sau cu nu. Sigur, nu puteți să promiteți nimic în numele partidului, dar dumneavoastră cum vă veți poziționa la o astfel de propunere, la un astfel de amendament în legea bugetului? Domnule președinte, dintotdeauna am susținut că educația de calitate fără finanțare este absolut imposibilă. Am susținut că universitățile către care ne uităm cu mare admirație au, în topurile internaționale, au bugetul mai mare decât tot bugetul învățământului superior din România. O singură universitate are bugetul, nu există posibilitatea unei educații de calitate fără finanțare, pe care de consecință am susținut întotdeauna și acel procent de 6% din produsul intern brut și am să-l susțin în continuare, cu precizarea că ei trebuie să fie cheltuiți judicios, cu precizarea că, după cum bine știm cu toții, în viitor lumea va arăta altfel, se va merge mai mult către teleșcoală, către telemuncă, în viitor bugetul va avea o dimensiune mai redusă decât anul acesta. Le spun și colegilor din mediul universitar, anul acesta ne închidem pe o finanțare per student echivalent de 6.600 de lei per student echivalent. Este cu 32% mai mare decât finanțarea din 2019. 32% mai mare, când am avut 4.600 de lei până la 6.600. Să sperăm că vom putea păstra acest nivel, că bugetul ne va permite să păstrăm măcar nivelul finanțării de anul acesta pe unele segmente. Sigur, pe altele, precum cercetarea, este nevoie absolută de o creștere masivă. Vă mulțumesc din nou, domnule Câmpeanu, domnule Hunor. E rândul dumneavoastră, domnule Dâncu. Eu n-aș vrea să-l bombardez guvernul cu asta, pentru că nu avem o reprezentantă al guvernului. Vreau să-l întreb pe președintele UDMR, pe domnul Kelemen Hunor, un asemenea pact viitor, să spunem, pentru educație ar putea să va fi un teren de negocieri. Câteodată ne-a separat pe noi și am ajuns la dezbateri politice, uneori neprincipiale, proiectele minorităților în ceea ce privește învățământul în limba minorităților. Aș vrea să spun acum, la stadiul acesta al dezvoltării sistemului educațional din România, care ar fi cele mai importante trei, să spunem, cerințe pe care minoritățile etnice din România le au pentru o lege a învățământului, o lege generală a învățământului? Domnule Vasile Dâncu, eu pot să vorbesc în numele Uniunii Democrate Maghiare din România, nu în numele tuturor minorităților. Eu cred că legea actuală conține acele articole și acel cadru prin care se poate dezvolta învățământul în limba maternă pentru noi, dar și pentru toate minoritățile, și nu ar trebui să facem niciun pas înapoi. putem să ne gândim împreună cum se poate dezvolta acest învățământ, că trebuie să fie un învățământ de calitate și, dincolo de a asigura învățământul în limba maternă, celelalte probleme sunt comune. Și când vorbim de învățământul preuniversitar, și când vorbim de crește, de grădiniță, de învățământul timpuriu, de toate celelalte aspecte trebuie să găsim soluții comune, dar nu aș accepta să facem un pas înapoi. Dacă am realizat cu greu împreună ceva în acești ani, prin colaborare, prin dialog, prin cooperare, acel ceva trebuie păstrat. Vă mulțumesc, domnilor. Domnule Câmpeanu, sunteți ultimul de pe listă, ați primit destule întrebări, e rândul să puneți și dumneavoastră. Da. Sigur, cea mai importantă întrebare pe care aș fi vrut să o adresez era aceea cu privire la disponibilitate și răspunsul este mai mult decât îmbucurător și îmi creează această notă de optimism. Aș vrea să-l întreb pe domnul Năsui. Dacă tot vom colabora, e bine să ne punem de acord asupra unor principii. Sunteți oare convins că desființarea inspectoratelor, sigur, cu toții vrem o descentralizare, dar nu o descentralizare bruscă. Sunteți convins că desființarea inspectoratelor școlare va păstra măcar ceea ce avem acum în educație și nu va face mai rău? Vă întreb pentru că este o curea de transmisie în momentul în care constatăm că legătura se face foarte greu între autoritățile centrale și școli. În condițiile în care finanțarea este separată, resursa umană într-un loc, infrastructura în alt loc. Dacă mai adăugăm și desființarea inspectoratelor, pe lângă renunțarea la norma didactică a directorilor de școli și, cred că este important să știm, avem 4200 de școli gimnaziale cu personalitate juridică și 1500 de licee, înseamnă 5700. Dacă avem un director și 1 sau 2 directori adjunct, înseamnă că avem 15.000 de cadre de conducere, 15.000 sunt. Cu ce le suplinim? Cu ce înlocuim? Cine va preda norma pe care ei o au în acest moment? Pentru că în inspectoratele pe care spuneți că ar fi bine să le desființăm, și eu susțin că trebuie să ne gândim, dar poate nu chiar acum, poate peste 10 ani, când o să fim mai pregătiți, zic, lucrează 1500 de inspectori. 1500 de inspectori școlari nu pot suplini 15.000 de director adjunct de școli. E una din probleme. Mulțumesc! Chiar mă bucur că mi-a spus această întrebare, pentru că, vedeți, mi se pare că dacă nu facem niște reforme sistemice, cum sunt acestea, de exemplu, de desfințarea inspectoratelor și mutarea puterii mai aproape de școală, eu cred că în 4 ani de acum, domnul Pândaru sau cine va fi la Digi va scoate aceste angajamente și ne va spune, uitați ce ați semnat, uitați ce ați promis și acum vorbiți și promiteți aceleași lucruri. Dacă nu schimbăm ceva mai profund în sistemul de educație, care funcționează deja de 30 de ani de zile, nici nu o să avem alte rezultate. Este definiția nebuniei să credem că făcând același lucru o să avem rezultate diferite. Realitățile politice care au făcut și sistemice care au făcut ca sistemul să nu funcționeze 30 de ani de zile vor continua dacă nu schimbăm lucrurile. Mă bucur că spuneți că poate să vedem în 10 ani dacă suntem pregătiți. Dar și în 10 ani de acum sistemul va funcționa la fel. Nu e ca și cum sistemul acesta deodată va merge bine și noi peste 10 ani de zile zicem, bă, dacă tot merge atât de bine cu aceste inspectorate, hai să le desfințăm. Nu. E posibil ca sămânța problemei, tuturor problemelor pe care le auzim în educație, să fie tocmai acest sistem. Și dacă ne uităm în Europa, vedem că multe sisteme dintre cele pe care le admirăm și ale căror rezultate vrem să le copiem, nu au inspectorate. În Finlanda au avut inspectorate, le-au desfințat și le-a mers mai bine. Și la ei, ca și la noi, inspecția era o glumă, era o ipocrizie în care toată lumea se prefăcea în fața inspectorului, erau ore pe care și le repetau copii din medii defavorizate și care au, sau cu cerințe educaționale speciale, erau rugați să nu vină la curs, exact ca la noi. Și totul trebuia să fie un teatru regizat. Asta este inspecția școlară de mult timp în România. Și elevii pe care auzeam la începutul emisiunii vorbind, ne vorbeau despre ce face învățământul. Ne învață să memorăm. De ce? Pentru că măcar dacă memorezi, birocrația de stat, funcționarii poate să zică da, a știut data la care a câștigat Mihai Viteazul, nu știu ce luptă, a știut. Bun, am bifat. Nu au cum să facă altceva standardizând lucrurile de la București, din jurul unui ministru care, oricine ar fi el, și am respect și pentru dumneavoastră și pentru colega dumneavoastră, doamna Anisie, și pentru oricine a fost ministru până acum. Dar dacă nu schimbăm acest sistem, nu o să avem rezultate diferite ori pe cine punem acolo. Vă mulțumesc, domnule Năsui și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru calitatea acestei dezbateri, în primul rând, pentru eleganță, bunul simț și pentru ceea ce am regăsit, în primul rând, la toți participanții. Disponibilitatea de a dialoga. Altfel nu avem cum să avansăm, să avem o educație mai bună dacă nu vom face lucrul ăsta pe termen lung, lăsând politica la o parte. Și vă mai sugerez ceva. Să-i ascultați și pe acei oameni de acolo. Fac parte din corpul de experți, din oameni care alături de noi astăzi s-au gândit să organizeze această dezbatere. Important. Și nu este decât prima. Mai urmează. În următoarele dezbateri, la anunț datele încă de acum, sunt deja planificate. Vă invităm să luați parte la ele și să primiți din partea noastră rezumate ale discuțiilor. Vor fi oameni care vor veni cu soluții la multe dintre problemele pe care dumneavoastră le-ați gândit. Soluțiile astea sunt niște soluții ce nu au în spate motivații politice. Singurul motiv este ca educația să fie mai bine făcută în România, profesorii, sistemul și, în primul rând, beneficiarul, elevul, să aibă parte de o educație de calitate. Luați-le și includeți-le în programele noastre de guvernare. 11, 18, 25 noiembrie sunt datele următoarelor dezbateri din această lună. Ultima este pe 2 decembrie. Vă invităm să le urmăriți și pe astea. Mulțumindu-le așadar celor care s-au gândit să organizeze acest eveniment. Îi vedeți pe ecran, dar o parte dintre ei sunt încă alături de noi. Mulțumindu-vă și dumneavoastră, vă urez succes în a face ceea ce ne-ați spus că vreți să faceți. Și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru că ați avut răbdare și ne-ați urmărit astăzi. Urmăriți-ne și la următoarele dezbateri. Numai bine, la revedere!